Silviu Munteanu și prietenii săi pe 103,4 FM la Radio 7, suntem live și pe Facebook, suntem live și pe canalul YouTube 13 TV, unde vă aștept cu obligatoriu un subscribe dacă toți ascultă. tot ascultați minunata noastră emisiune. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, în studio... Ca aici este pe Căprăriș, pe bună vecinătate și pe pile, este răzvan creativul formației Partizan, ca la Interlop zis și suedezul. Și <laughs> ce întotdeauna ce mi-a plăcut la, la, la concertele cu Partizan și cred că mai puțin la vechiul timpuri noi pe care l-am prins, ăla din 80, uh, mi-a plăcut asta. Bă! Da, da, da foarte revigorant. Băi, din câte știu eu despre tine. Uh, ești unul din puținii rockeri uh, care este în business ăsta cu muzica și care duce o viață sănătoasă și sportivă. Vorbeam la un moment dat cu Eugen Hutz, s-a întâmplat de la Gogol Bordelo, care mi-a explicat că el până în anii 80, când descoperise punk rock și post punk și tot deconstructivismul ăsta, de Fall și așa mai departe, în același timp era alergător de performanță. Zice, bă, era ceva ce nu se pupa. La tine cum e o asta? Da, nu știu. M-a inspirat Henry Rollins. <laughs> cred. Nu, e... Na. E stilul de viață care vă l-am cred că din totdeauna. Adică sportul și cu muzica pentru mine au fost factorii călăuzitori. Pasiunile mele în, în viață. Și, na. Cumva am reușit să merg cu ele să le fac să-și dea mâna. Mai alergi dimineața în Iore? Da, am fost și azi dimineața. Am pus o poză pe... Am fel. văzut, am fost, da, ți și întrebat. <laughs> da, da, e superb. E, e gol dimineața. Știi cum îmi plăcea să mă duc să mă dau seara cu bicicleta, dar după unul noaptea, când era pur și simplu... Da, urmă. e bine, e bine. E puțin așa, o senzație de aer proaspăt. Și... Ai prospeții, dimineața. Dimineața. Nu, început da. Ce pot, dar... Rațele stau în gheață, acum nu se mișcă, sunt pe gheață. Au scos le Sub gheață. Da, 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 ia sunt puși în garaj. Chiar că uite, chiar cum mi-am mințit de clipul ăla, <laughs> că l am făcut, în <laughs> ajungem da, și la da. Mai hai să luăm un pic de la Pașuptiști. Vreau să vorbim puțin de anii 80 și de povestea, când, cum a început timpul noi ăla și cum erau vremurile atunci. Pentru că a am început cu tine și cu Artan. Colegi de școală, vreau să știu cum era să fiți dați afară din, din liceu, Vreau să știu poveștile astea a. pe care în filmul Baltă Albă le-am vorbit destul de scurt, destul da. de succint. Păi... Uh, Mero, uh, petrecerile. Da, și petrecerile, da. Uh, trupa timp, Timpul Noi a fost o trupă pornită din cartier, din spiritul de cartier. Deci eram băieți care stăteam în Balta Albă uh, plus Dan Iliescu, cu care tocmai făcusem armata. Noi am făcut iefs împreună. Universitatea de Educație Fizică și Sport. Și el tocmai se mutase la București după armată, că urma să înceapă facultatea și cumva am, am căzut de acord să pornim trupa împreună. Așa că eram pe vremea eu, Artan, Dan Iliescu, Sorin Petroianu, un vecin de la H10 și Sorin Tirichiță, care era campion național la uh, aruncarea discului atleti și ieri. Uh, da, în formula aia, în componența am rămas foarte puțin pentru că Sorinti Richiț uh, nu avea amplificator. Tu băteai la tobe atunci. Eu băteam la tobe, da. Băteam la tobe. Uh și scrie și piesele. Adică Da, 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 da. Mistrețul de argint Mi -mi și mistrețul, mistrețul chiar de acolo, cu de a apărut. Mistrețul mm -hmm. galben a fost una dintre primele. Galben, corect. Mistrețul galben a fost una dintre primele. Și nu e loc că o cântăm acum cu Partizan. Tot în perioada a -a au apărut. Da, Așa a pornit trupa, am repetat prima dată Pe la Sorin Petroianu acasă Că avea un radio prin care își băga chitara După care ne-am mai făcut mai rost de niște scule Ne-am făcut rost de o sală de repetiție Ne-am mutat la sala de, sala de repetiție Prima cântare a fost Nu știu A fost așa La, la înfrățirea între popoare A fost pe vremea Cum sună asta? Asta era un soi de festival E în București noi în București, noi, o casă de cultură, așa să în frățirea între popoare. Uh -huh. da? O clădire rusească, așa ceva, stalinistă. Mă rog, farmecul a fost că noi mergeam, la no prima noastră cântare eram foarte entuziaști și foarte, așa, abia așteptam să cântăm, dar mai aveam și niște elemente cu noi. Aveam un contrabas la care cânta Artan, aveam un acordeon. Contrabas? Pe contrabas, contrabas, uh -huh. dar aveam o piesă care o cânta cu contrabasul și una cu acordeonul. Uh, și am mers cu sculele în tramvai spre înfrățirea într-o <laughs> Și atunci am fost rugat să cântăm uh, niște... Una mică. <laughs> niște chestii. Da? <laughs> Dar noi nu știam decât, uh, de, decât ce cântăm noi pe scenă atât. Uh, da. Și uh, cântarea a fost... Uh... Magnifică prima cântare, deci a fost în stilul așa în care toată lumea aștepta, se cânta foarte mult, se cânta uh, hard la greu pe vremea aia. Deci toate Știu că, că de toată a -a lumea în se închinea, erau ca o talibanii la distors și nu puteau să bace urechea la ceva. Deci tot, ACDC. Era cu, tot era așa, deci tot era așa, o, Jim Jim. o ACDC wannabe. Uh, și a apărut uh, timpul noi și era un alt sunet, nu era distors, uh, s-a uitat așa foarte circumspecți oamenii din sală, după care au început să fie agresiv, să țipe, să urle, să arunce cu lucruri. Asta a fost prima cântare, da. Na, na, da. un început promițător. Da, 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 da. Asta mi amintesc Cristi Sandu, care a venit după... Electroputere. Da, după Daniliescu, avea... Uh, avea sârmă la difuzor, ca să nu-i lovească difuzorul. Avea grilaj. <laughs> Da, vreau Frumos. Da, uite, acum mă gândesc a, că a, 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 ai o stare anume de spirit, probabil când te duci, mai ales când ești la început, și știi că e o cântare și a, a, un ceva în plus când știi că s-ar putea să iasă și cu bătaie. Da, da, da. Dar da, 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 noi aveam pe prietenii noștri de la IEFS care erau luptători și veneau la concerții, Nu, așa înțeleg. că eram, eram siguri. <laughs> bodyguards celor vremuri. Prieten, <laughs> Și petrecerile cum erau? Că bănuiesc că se bea foarte mult alcool și se, Iau, se, se, vindeau, se revindeau sticlele. Ceaiuri, așa se numeau, ceaiuri, ceaiuri. petrecerile Erau pe la case, întotdeauna pe la case. La mine erau cele mai multe, deci acolo era... Epicentrul. Punctul de atracție, dar aveam, avem un magnetofon performant, dar că întotdeauna a fost foarte... Păi, așa. dacă n aveai mai, că aveai caștană sau. Nu, aveam ACAI. ACAI. ACAI, da, aș aș dacă stăteam picioare, deci era așa. Mă rog, deci aveam o instalație de sunet foarte bună și, pe urmă, adunceam și instrumente, că dacă tot ne-am uh, constituit într-o trupă, aduceam instrumente, ceea ce nu era foarte popular în bloc, pentru că ne-au și trimis uh, poliția, miliția. Militia, fel, miliția da. da. Dar, uh, na, și asta, când te gândești așa înapoi la ele. E... Așa, devin nostalgic, plăcut, adică să vii cu setul de tobe în dormitor și cu chitările și cu tot și să dai în ele, la greu, în bloc. <laughs> <laughs> Într-un bloc, da. Dar faptul că era totuși o trupă de rock la vremea aia aveați grupi, aveți grupe, aveți gagici prin grupe la voi pe acolo? Bă... Veneau mai multe decât, hai să zic în mod normal? Nu știu. Dar... E foarte, nu știu, e foarte greu de foarte greu de spus chestia asta, pentru că, e, nu știu, curentul, fenomenul nu este atât de bine sau n-a fost niciodată atât de uh, solid constituit încât să poți să numești grupis, uh, tehnicienii să-i numești roadie și așa ceva. Tot e un melanj de, de toate, nu, nu știu. Este ca... E, e cum cum sunt și curentele constituite, adică în, în muzica românescă cumva există tendința ca atunci când un curent muzical este la modă, toată lumea ascultă curentul ăla, iar celelalte sunt lăsate puțin mai la spate, adică cum a venit rapul a înlăturat rock-ul. Toată lumea se duce Grand, la... la natura metalului și, și așa mai, așa. mai departe. Deci ele, da. ele nu există organic, el lume puțin neclară, știi, se duce la ce e trend. Da, da pe de-o parte. Pe de altă parte, nu este fi firesc și nu ține de un tip de evoluție să, să naști un curent care să apară ca reacție împotriva unui curent mai vechi. Mm. Bineînțeles, de ce este sănătos să ai foarte multe curente, dar ele trebuie să fie foarte bine constituite și să aibă cumva un public fidel, pentru că dacă este publicul care azi ascultă rock și mâine ascultă house, atunci nu e nimic greșit cu, nici cu rock-ul, nici cu house-ul, iar cumva trebuie să ai ceva care să te definească pe tine, adică tu ești cumva aparții filonului rock, da? tu ai pus umărul și ai contribuit la dezvoltarea acestui curent, da? Deci nu o să fii haos niciodată. Chiar dacă îți place haosul, da? Că poți să să-ți placă mai multe uh -huh. chestii, dar cumva tu ești acolo, ești în zona rock. Aici cred că observi o puțin o nesiguranță în sensul în care există o tendință, s-ar putea să mă înșel, nu știu, dar cel puțin așa simt, că există o tendință ca întotdeauna tot ceea ce este la modă să atragă lumea care vine din alte domenii. După care, când nu mai este la modă, lumea se duce în altă parte. Da? Deci am trecut de la house, a apărut rap-ul, după rap mai, mai știu eu ce sunt. Astea cu dj care sunt mortale, care umplu stadioane, știi, care zice, put your hands up. Da, și. Mixez cu CD-ul sau cu stick-ul, cu, cu, da, cu da, mai da. Care și asta a devenit o chestie fascinantă, știi. Da? Adică nu poți să negi popularitatea ei, dar pe de altă parte... Nu pot să nu mă mir că există cineva care nu cântă la nimic și face put your fucking hands up in the air și... Da, știi că am, am descoperit asta într-un interviu al lui Morrison, al lui Jim Morrison, pe, pe vremuri, care cumva a, a, a intuit că în viitor a, așa va fi într-o zi. Vicu, Bine, și vijururile alea sunt spectaculoase Absolut, hai să... de, deci există un spectacol acolo, clar Extasy și așa mai el, departe Bine, că ele aia. merg mână-n mână, clar Deci există un, e o, e o trăire acolo, e o emoție Adică nu știu cât la noi stau lucrurile așa Dar știu că în afară sunt cluburi unde Ok, ești pe marihuana, hai, te duci în camera aia Că acolo să dă muzică mai așa Ești pe extasy, bagă-te aici la subsol da, Că aici e da, treaba da, de, da, da. Da. Da, e. Da. Așa, așa arată lucrurile și trebuie cumva să... Bun. Și a venit momentul da. în care voi v-ați luat atestate, da? Atestate. Pentru că pe vremea lui Ceaușescu, ca să poți să cânți public, îți trebuiau atestate. Nu numai ca să poți să cânți public, mai era o chestie. Pe vremea lui Ceaușescu trebuia să dovedești că ai o ocupație. Pentru că dacă nu aveai o ocupație, te trimiteau la canal. Există o lege care nu mai știu cum se numește care spunea clar că dacă nu ai ocupație, îți găsesc ocupație, adică te trimit să lucrezi la canal. Asta era ocupație. Știu că era la Sălăjan, celebrul restaurant, dacă îți mai aduce aminte, Valea Mieilor. Valea Mieilor, știu, 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 da. Și care, ca orice restaurant al Bucureștiului pe vremea lui Ceaușescu, la 10 se închidea, iar la 9 jumate veneau chelnerii și tăiau lumina. Închideau da, da, lumina da, da, și da, da. muzica ca să te car mai repede. Da, da. E, pe la Valea Miilor venea și miliția seara pe la 9 să vadă care sunt beții pe acolo și cu ce să ocupă ei. Că dacă nu au ocupație, da, le dădeau ceva de făcut. Da, și asta era cu atestatul, ceea ce făcea că, adică, asta situația conducea la o o certitudine hilară, adică aveam atestate și noi și bișnițării care vindeau blugi pe strada Covaci. Pentru că și ei trebuiau nevoie să dovedesc că, că au ocupat și erau și ei cântăreți, bineînțeles. Da, da. mai apuca avau să acolo, da. mă gândesc. Da. Da. În fine. Și a venit momentul în care ceva vă ați făcut, cu siguranță. Vorbesc de anii 80. Într-atât încât știu și a, a venit... Vreau să ajung vreau să ajung în momentul în care au fost suspendate atestatele și să merg să stăm pe povestea da. asta a sunat Adrian Păunescu la voi și a zis să mergeți la Cenaclu. Uh, as, uh, da, da, da. da. Uh, cred că noi uh, nu știu, deci uh, eram cumva atât de împotriva acestui curent, am refuzat clar. Deși era o sursă, era cea mai bună sursă de venit. Să fi, și să fiți și, și văzuți. Să fii, și să fiți și văzuți și te vede o grămadă de oameni și tot, dar tot conceptul ăsta, Cenaclu, era ceva care. Nu știu. N-ați rezonat nici cum cu. A, nu, 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 nu că n-am rezonat. Mai mult de atât, adică ne umplea de furie. Cumva. Adică uh -huh. Toată chestia asta și se duceau și oameni care, deci, oameni care se duceau la Cenaclu, care nici aparent nu aveau nicio fel de legătură cu mesajul Cenaclului, dar se duceau pentru bani. Noi n-am fost la Cenaclu. În schimb, am fost la... așa Dacă a venit vorba de Păunescu, am fost uh, la un concert în, uh, la Teatrul de Vară 23 august, dacă vorbim de luatul de uh -huh, uh -huh. E Și acolo a fost o conjunctură foarte nefavorabilă nouă, în care am apărut... Uh, de deci ce era plin. Uh, și... Uh, uh, asta a fost doar o coincidență, noi n-am știut chestia asta, numai că acolo a apărut Adrian Păunescu, care fusese public, tocmai care tocmai uh, să suspendase tocmai acolo de către Ceaușescu, exact, exact, uh -huh. deci nu mai era foarte adorat de familia ceoșescu și asta a făcut să vină și foarte multă securitate la concertul ăla. Eh, și atunci a apărut timpul noi, toți îmbrăcați în negru și cu ghinturi și cu bocanci în picioare și au început să cânte drumul spre lumină. Am cântat un refren după care s-a auzit timpuri noi, timpuri noi în monitoare. Timpuri noi, timpuri noi, mulțumim, terminați. Mulțumim, terminați, noi n-am terminat niciodată, s-a tăiat curentul, adică s-a tăiat sunetul, a trebuit să terminăm că nu ne mai auzeam. Ne-am dus în culise și în culise a venit așa o ceată de de deci asta e o poveste fibiști. pe care o avem și în balta albă da, despre da, 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 da. cu doamna Vancioda doamna Vancioda, da, da, care era de la p -p 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 da, membru e. ceva post de conducere la p -p Partidul Comunist Român da, da, sector 3 da, da. București de partid, Santi, de ceva Sanfim, care da. ea răspundea de tot ce însemna securitatea acelui concert cine a luat atestatele și -a. cum a fost momentul ăla? Hmm. Adică așa, bă, pf, ce facem acum? Că na, nu știai că... Da, în momentul a fost, a fost ciudat puțin, pentru că noi am continuat activitatea chiar și fără atestate. Între timp, mama s-a dus, că era, ca toată lumea, era membru de partid, că altfel nu puteai să fii, s-a dus la doamna Vancioda și a rugat-o de câteva ori și până la urmă am duplecat o și ne-a dat atestatele înapoi, ceea ce a făcut că eram iarăși legal... Hmm constituiți. Dar uh, nu ne mai primea lumea să cântăm. Asta era problema, pentru că eram nasoi. nasui. <gânguia> da. Și așa că o vreme o vreme n-am mai cântat după care a urmat o perioadă știu că a apărut un disc care 8, dacă mi-aduc aminte, da, a apărut da. în perioada a apărut un Aveți și un, voi câteva piese un vinil, pe vinil, un vinil, da, da, exact, în care era pe o parte o trupă Conexiune sau așa ceva? Nu mai știu. Nu mai știu Și pe o parte, timpuri noi. Și ce piesă era? Albele furtuni, am să rămân cu tine și mai era încă o piesă. Trei piese erau. De furtuni, am să rămân cu tine și Seara de Mister. Uh -huh. da. okay. Ele sunt pe, se găsesc pe YouTube înregistrări live. Cumva. Am văzut pe YouTube că, acum hai să o spun pe aia dreapta, am și furat când am făcut asta cu Baltalba, filmul cu Baltalba, am furat de pe YouTube, da, niște cântări cu voi în cluba din 1987. Băi, ce cântare era! Wow! Da, 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 se wow. cânta strășnic. Era o trupă uh -huh. care suna foarte bine. Deci după o vreme chiar era o trupă care suna bine și ne făcusem și public, adică deja deveni să mă cunoscuți. Și... Adică se umplea cluba la cântările voastre? Se umplea că am cântat la Teatru Ion Creang, cântam și la... Uh, uh, deci când am două spectacole într-o zi, am cântat uh, la ora 5, pe urmă, la ora 8 seara sau așa ceva. E... Asta spune ceva. Da, da. Mai... eu știu că erau spectacole, erau de la 4 la 7 și de la 7 la 9. Sau așa ceva, da, așa ceva. ceva așa o da. chestie că asta, dar dacă am ajuns să Facem două într-o zi, înseamnă că era cerere pentru așa ceva. După care, tu ai plecat în Suedia și ai stat acolo mulți ani. Am plecat în ianuarie 89. Ianuarie 89. Da, ianuarie 89. Și. Și acum stau în continuare, adică sunt un fel de navetist. Familia mea este acolo. Să ne vedem. Tu, tot, tot vii tot, aici, la marginea Orientului. A, acum este. Acum, e, e, foarte, e foarte la îndemână totul, Uniunea Europeană și cu toate avioanele. Înainte era, da. avioanele erau foarte scumpe, acum e. Te miști, da, Te miști da. lejer. știi. Adică e așa, Dar -ai, nu te încearcă. Știu că unii oameni au această problemă când pleacă din locul de baștină, pentru că nu e ok aici, să zicem, și pleacă într-un loc unde e lucrurile funcționează pe, pe un sistem al bunului simț și, mă rog, un sistem care funcționează cât de cât, versus ce te trage aici cu inima. Și atunci oamenii încep să sufere de ceea ce se numește sentimentul de dezrădăcinare, că nu-ți mai găsesc locul nici acolo, nici acolo. Tu ai problema asta? Da, asta e cuvântul pe care îl folosesc. Cuvântul favorit al lui, de pe vremea lui Ceaușescu, dezrădăcinarea. De uh -huh. Și, uh, într-un fel, așa este. Adică, uh, cumva, uh, nu mai aparțin nici acolo, nici acolo, dar chestia asta nu mă deranjează. Este o nouă stare de, de fapt. Adică, uh, deja am trăit în mai multe lucruri pe planeta asta, diametral opus, am stat și în Australia o vreme, și... Uh, toate lucrurile îmi plac, adică nu există nimic care îmi displac, dar îmi plac în locuri, în feluri diferite și atunci uh, vorba cântecului lui Paul Young, wherever I lay my head, that's my home, cam așa mă simt. Deci unde îmi pun pălăria, mă simt bine acolo. Am înțeles. Uh, da, e, e foarte gros. Deci nu cred că există locul uh, perfect. Nici nu Cred că da, sentimentul de acasă că... unde ai mai mult. Pe asta spun Acor, că oriunde. acolo unde mă simt. Adică mă simt acasă da. deja sunt stau de, din un, ianuarie 89 în Stockholm, cu excepția unui an în care am stat în Australia în Melbourne. Deci e cumva mai mult de jumate din viața mea care am stat în altă parte. Mă simt bine și aici, da? Sunt lucruri, dar cumva trebuie să mi le definesc. Adică ce mă face să mă simt bine aici sunt niște lucruri, da? Niște... Oameni, probabil. neapărat oameni, conjuncturi, ceea ce fac, adică e pasiunea mea să cânt și să cânt în românește, da? Adică simt că am ceva de spus când cânt în limba română. Și atunci e clar că trebuie să o fac aici. Deși am cântat, am cântat anul trecut... Acum doi ani, de fapt, am cântat la Londra, am fost, anul trecut am fost în München și în Viena și am cântat. Cred că dacă ai dacă ai puterea de a transmite ceva, cred că nu contează limba în care cânti. Asta limba adevărat. este importantă, bineînțeles. Este foarte importantă, numai că o energie se transmite oricum. Am auzit niște trupe rusești când sunt în rusește, exact. incredibil de bune. Exact. Da. exact. Da. exact. Uh. Am un stand-up comedian pe care îl urmăresc și pe care îl cheamă Andrew Schultz. Și vorbesc asta în contextul, hai să zicem, a ultimilor 25 de ani în care lucrurile s-au schimbat și în Europa, și în Suedia, și în România, și așa mai departe. Și care, la un moment dat, mă rog, el e destul de politically incorrect și explicat treaba asta într-un stand-up comedy show. Zicea așa, băi, ce minunat că avem țări unde se merge pe egalitatea între femeie și bărbat. Și uite un exemplu în sensul ăsta este în Canada. Mie personal îmi convine, dar fă și tu pana la mașină, în fine. Dar spune următorul lucru, băi, dar de asemenea am mai dat exemplu Suedia. Deci a dat Canada și Suedia. Aici lucrurile funcționează pe termenii de, de, de politică corect, de egalitate între sexe. Păi da, când ești tu cu iubita și te duci seara acasă și spui ce gătim, băi nimeni nu spune că Canadian sau Swedish. Căci mâncarea mai bună vine din zonele unde ce să vezi, această egalitate între sexe nu funcționează. Mm. Da, adică aici clar, e, poți să vezi o diferență mare, mai ales uh, când vii din Suedia în România. Uh, Simți e, că e, mă îngrijorează? Nu, 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 nu mă refer la mâncare, mă refer la egalitate. Da? De să fi tratat egal. Și aici nu e vorba de mâncare, este vorba de respect reciproc și. Drepturi egale, da? Care sunt respectate. Înapoi la gătit, uh, ce să spun de gătit? Uh, eu sunt ok cu gătitul, mie îmi place să gătesc, e, e în regulă. Dar normal că Rodica gătește mai bine, Nevasta mea. Am înțeles, da. Specialități suedeze, în afară de chifteluțele de la Ikea, nu știu, are lucru alea cu dulceața. Ele sunt uh, foarte mult bazate pe pește, pentru că acolo este uh, locul peștelui. Da? Deci, somon, herring și toate chestiile alea sunt foarte multe, care sunt foarte bune. Astea sunt chestiile comerciale cu, da, care sunt, se propovăduiesc prin Ikea. Da? N-am ajuns, niciodată, -am ajuns niciodată în Stockholm, dar mi-a povestit un prieten care a fost acolo și mi-a povestit, bă, da, bineînțeles că există și acolo ambuteaje, dar sunt pe apă. Și zic, băi, cum o fi să stai totuși într-un ambuteaj pe apă? Uh, da, dar asta face Stockholm un oraș uh, unic, cumva, pentru că e foarte multă apă, foarte multă natură și ai și uh, tot ceea ce are o capitală cosmopolită, da? deci ai viață culturală, ai artă, viață de noapte, de, mai știu eu ce este. Uite, cineva v-am explicat, lasă Bucureștiul pe care îl știm foarte bine, dar am explicat că la Moscova există undeva la 40 de piese de teatru care se joacă în fiecare seară. Mm -hmm. Stockholm cum e aici? La, la, ce e special acolo? Păi le-ai pe toate. Ai și piese de teatru, ai și uh, muzicaluri, ai, uh, ce să spun, ai, de exemplu, un restaurant care se numește Golden Hits, unde uh, cei care servesc uh, sunt constituiți într-un cor da? și ei cântă cor după care servesc mâncarea. Hmm. Ceea ce tot um, a, e un loc artistic. Da? Dar uh, el e restaurant <laughs> Combinați între cele două. Uh. Nu știu, alte. Zi... Deci, lucru care este unic cum cumva este că dacă mergi cu metru, treci și pe la suprafață și pe dedesubt, treci prin păduri, treci peste mare, da? Treci peste Marea Baltică cu metru. Da, trebuie că e fascinant. Deci, treci mm -hmm. prin toate astea, așa? E... Da. <laughs> sunt acolo. Cred că, știi limba suedeză, îmi pare imposibil. E ceva pe foarte multe consoane. E... Eu sunt profesor, deci am predat în suedeză. Deci, și câți a de... aloți să înveți? Asta este un proces continuu. Da? Deci nu poți să zici vreodată că ai învățat-o. Cu... Adică cred că în momentul în care am ajuns să fiu, mi s-a dat diploma de profesor și am fost recunoscut ca profesor, limba suedeză fiind un de lucru, înseamnă că a, am stăpânit-o la un nivel bun ca să pot să mă fac înțeles în ceea ce predau. Da. Uh, Înțeles. cu asta, să știi, să cer pâine, să ceri... A, bine, <laughs> prima dată, e o așa o chestie care, când am auzit-o prima dată și mai ales de pe vremea lui Ceaușescu, era totul străin. Când, deci totul era așa, eram, parcă am, am ajuns cumva pe altă planetă. Știi că se spune că și acum, când cineva mai, mai, scapă din Corea de Nord și ajunge în Corea de Sud, că se mai întâmplă, Uh, pur și simplu au o clinică de, de cu psihoterapeuți care pregătesc oamenii pentru ce urmează să li se întâmple, pentru că au un șoc cultural, un șoc cultural imens la ce, dar, ce viață au acolo versus... Da, Așa, pentru tine cum a fost? Păi a fost un șoc, un șoc total, nu cultural, pentru că uh, era și vizual, deci tot ce vedeam nu se cu nimic din ceea ce eram uh, obișnuit să văd adică am plecat pe vremuri foarte gri și întunecat, întunecate. Și aici mă refer la starea socială, da? nu mă refer la mete fenomenul meteor. Da, știu da. ce zici. Era da. anii 80 au fost da. mai spre sfârșit, destul de gri, cu curent electric din ce, din ce, în ce mai din ce, în ce mai rău. adică nu mai aveai chestiile de Cândură, bază, da. căldură, mâncare. Tocmai deci deci, am văzut zilele, zilele trecute, mi-a trimis un coleg, mi-a trimis o poză care era făcută cumva uh, colțul de la intersecția de la piața de la Sălăjean, cu iarnă, zăpadă și camioanele care veneau să aducă mâncare, să o ducă în magazine și nu mai apucau să o ducă în magazine pentru că cozile se făceau la camioane. ți aduci aminte? Da, era, în... era, deci totul era, era, era grotesc tot ce se întâmpla. Și cu cozile la benzină care erau ascunse... N-aveau voie să stea pe bulevardele principale pentru că nu dădea bine și atunci erau cotite pe străzi lăturalnice și era așa un fel de caracatiță a doritorilor de benzină. Care se stătea așa. Se vindeau locurile la coadă. Știu. Se stătea cu zilele. că da, mi stătea, două, da. Două, trei zile. zile un concediu da? cu o săptămână da. înainte ne punem. Da, da, da. Și-și da. făcuse... Lăsa, da, da. Asta mi-a plăcut. Băi, ce înseamnă inventivitatea românului. Fiecare dacie era prevăzută de omul gospodar, de proprietarul gospodar, în spate cu un, în spatele porbagajului, în adâncul porbagajului, cu un mic de asta, de scule. Un mic mm -hmm. răftuleț făcut din lemn de scule. E, în spatele acestui răftuleț, taica mea reușese, reușise să-și facă un rezervor de benzină, da, da, care da. se băga acolo, plus mai era unul ca, ca un con cu vârful tăiat, pe care îl băgai în roata de rezervă. Da, da, da. Și în, și înăuntru, da, 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 da. De... Și ăla era de 5 litri și la din spate nu știu cât. Și cumva reușea, după ce te uitat Dumnezeu la cozile alea de la benzină, reușea să-și umple treaba asta. Pe de o parte. Pe de altă parte este acea celebră poveste care tot circulă. Am auzit-o când lucram în pro. O mămică de vârstă cu noi, Explica copilului de șapte ani cum era pe vremea Ceaușescu. Două ore de program la televizor, seara, da. dintre care una era cu Ceaușescu, căldură Nexam, frig, curent oprit și așa mai departe. Știi ce-a întrebat puștul? Păi ce făceați toată ziua? Ardeați pe net? <gărătă> da. Nici o treabă, nici treabă. Da, netul era coada la mâncare. da, da. <gărătă> da. Da, în vremuri foarte ciudate, foarte, foarte ciudate era. Deci nu mai aveai. Nu mai aveai nimic, nu mai aveai nici aspirații, nici dorințe, nici vreo posibilitate de a vedea viitorul. Deci nu te uitai așa în jur și ziceai, bă, eu cam așa mă, mă simțeam. Deci, ce mai fac acum? Adică ce fac cu ce mă ocup? Mă întâlneam cu Chifiriu, m-am întrebat, eu jucam fotbal pe vremea. Jucam am jucat și în divizie. Mm, la ce echipă? Am jucat la. Uh, am început la Steaua, ca copil și junior. Și, și, și junior, după care am jucat la sportul studențesc, la autobuzul și la Flacăra Roșie. Erau o. Mm. Da, echipă de divizie, A, B și C. Da, da, țineam da, cu sportul studențesc. Da, da, Hagi era Da, da, da. da. Și acolo era așa o chestie, că noi eram, de deci ce mă ocupam cu fotbal, eram profesionist cum ar veni, numai că pe vremea aia n-aveai voie să fii profesionist. Eram profesionist pentru că mă ocupam cu asta și luam salariu pe asta, numai că noi eram angajați în fabrică, sculer, matrițări, sau mai știu eu ceva, știi, și ni se aducea leafa la teren. Noi nu mergeam niciodată la servici, în sensul ăsta eram profesionist, numai că nu aveam voie să fim profesionisti, eram angajați. Când s-a scris perfect piesa perfect, celebra piesă perfect? 83-84 cam atunci. Mm -hmm. Da. Da, era contextul. Da, 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 da. da, da, da. Cumva piesele au fost uh, multe din ele inspirate din uh, realitatea de atunci și din... Uh, 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 așa, piese prezentate într-un ton optimist, dar... Uh, erau foarte deprimante. După Revoluție. Ok, plecase în ianuarie 89. Da. După Revoluție, când ai revenit prima oară? Eu am venit de, uh, când am văzut că începe Revoluție. Am venit în timpul Revoluției. Nu după Revoluție. Am venit în timpul Revoluției. Uh, nu știu, împreună cu încă doi prieteni din Stockholm, ne-am urcat într-o mașină, nu ne-am gândit foarte mult și doar. Da, liniște de. deget. I-aveam și Nevasta și, cu, și fata mea, Rodica și cu Adina, erau aici și nu mai aveam legătură, adică toate liniile telefonice erau tăiate, nu mai știam ce se întâmplă, eram îngrijorat în același timp, eram și foarte exuberant să văd ce se întâmplă și cumva să particip. Măcar prin prezența mea acolo să fiu să știu că sunt acolo. Și drumul până, la intrare în România, a fost un drum special pentru că. Ați venit cu mașina, sau cu ce? Am venit cu mașina, eram două pașapoarte, aveam cetățenie suedeză, și eu aveam pașaport de azilant politic, ceea ce nu-mi permitea să trec prin țările de est. Și eu cu o mă prezentam în țările de Est și am ajuns prima dată în Cehoslovacia, unde m-au trimis înapoi. Am intrat, am reintrat în Germania de Est, după care am ajuns exact în seara în care s-a deschis traficul la Checkpoint Charlie și am trecut prin Checkpoint Charlie, chiar când s-a deschis. Ok. Da. Deci am trecut din Berlinul de Est în Berlinul de Vest, după care am continuat. Austria, după care, prin Ungaria și din Ungaria, am aflat că nu, eram spre Ungaria, și am aflat că nu s-au deschis granițele. Și atunci, ce facem? Deci nu s-au deschis granițele la Nad, -Nadlag, nu? Nadlag, da. da. Am. Și luat, Bors, probabil. Am, am intrat în uh, uh, Iugoslavia, deci un drum ciudat. Am intrat în Iugoslavia. Am ajuns în Belgrad, ne-am dus, am intrat într-o... Tu îți dai seama că tocmai ai pomenit două țări care nu mai există, iugoslavești, Da, 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 da. 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 Vă... Ne-am dus și am cumpărat multe de astea, ciocolăți, alimente, chestii și i-a întrebat, da, de ce cumpărați asta de muzică? Păi noi suntem, mergem în România acum și vrem să ducem... Și ca românii, frații noștri, prietenii noștri, mai luați și de aici câte o ciocolată, câte ceva, știi, foarte... foarte bucuros să fie și mm -hmm. alături. E, din Iugoslavia ne-am îndreptat spre granița cu România și am aflat că și acolo e închisă granița. Așa că pe unde am luat-o? Prin Bulgaria. Deci, din Scandinavia am ocolit România și am intrat în România pe la Rus. Dar câte zile ai făcut pe drum? -ai făcut nu mă știu, câteva zile. Câteva zile. Bune. Câteva zile. Nu neapărat că am mers în continuu, dar a fost mai lung decât trebuia. Cred că vreo două. Și unde Dumnezeu dormeți? Sau conduceați pe rând? Moteluri chestii. chestii, da. N-am mers foarte mult, numai că am mers foarte, a fost foarte intens totul. Deci n-a fost lung. N-a fost o perioadă lungă, dar a fost foarte intensă. Îți dai seama dacă am plecat din Stockholm și am intrat în România pe la Ruse. Deci am... Da, făcut, da, e cu am... ceva, da, știu ce spui, da. exact, da. Da, și am intrat în România, da, bucuria mare, am intrat în România, au venit primii soldați, au zis, puneți, puneți... Uh drapelul pe mașină, că altfel se trage. Am pus drapelul pe mașină, am mai mers 2 km, ne-au oprit alți soldați, dar jos drapelul de pe mașină, că altfel se trage. Știi? Deci o confuzie totală, nu se știe despre ce e urmă. Eh, și ce să zic, în continuare nu aveam contact telefonic cu familia, familia și am ajuns, eram cu prietenul Victor, unul din cei cu care am, cu care am venit din Stockholm. Și ne-am dus prima dată la unde erau nevastă mai și cu, și cu fimea. avea doi ani jumate, trei pe atunci, da? Și s-a dus Victor prima dată și a zis, hai să facem un plan, să facem așa o chestie mișto. Că hai că vin eu prima dată și sunt la ușă și spun, ei se cunoșteau. Mm. Și tu ascunde-te după... du-te pe scară cumva, așa să nu te vadă și să vedem după aia apartul, să vedem cum reacționează. E, și îl pe Victor vorbind, Rodica foarte bucuroasă, <coughs> îl vede pe Victor, Victor, ce mai faci, știi ceva de răzvan? Păi nu știu, nu mai știu de răzvan, nu știu nimic, și pe urma, m am apărut eu, pac, știi? Și Rodica, foarte bucuroasă tot, dar fimea nu mă mai recunoște și a început să plângă și să țipe și s-a lovit cu capul de, de masă și are și acum o mică <coughs> cicatrice de la secvența aia. Da, da, asta a fost revedere. Momentul, <laughs> momentul ăla de întâlnire cu tatăl care, iată, poate lăsa urme. <laughs> da. O să Am înțeles. Și cum au fost zilele alea? Păi au fost cumva... Au fost ciudate. A fost un sentiment ăsta de asta amestecat. Pe de-o parte eram acolo de... Eram... Eram bucuros că se întâmplă lucrul ăsta, eram uh, foarte efervescent așa și cumva era o dorință foarte uh, greu de definit, era mai mult așa cu sufletul, Zic, vreau să fiu aici, vreau cumva să fac ceva aici. Dacă nu mă înșel eu... Uh... Tu ai prevenit mai mult în țară, cumva, la, la modul la care trăiești acum, și colo, și acolo. Da, da, Până da. în 2000, 2000 și? Și înainte, deci eu meseria pe care o am de profesor, îmi... ai vacanțe foarte multe, știi? Mm -hmm. Și veneam, Adică am, -am a gândesc mă gândesc rog că a, a fost un ceva, a fost la nivel de familie, în care ați hotărât, bă, hai să stăm totuși acolo că e, aici mai durează până să pun lucrurile. Pe mie. cam asta vreau să spun. Deci uh, uh, impulsul a fost, mamă, aș vrea aici să cântăm, să m-am întâlnit și cu Maria Ionescu și cu tot, hai să cântăm, să facem trupă. Uh, după care, cu cât stăteam mai mult, cu atât... Uh, mă calmam cumva mm -hmm. în toată exuberanța asta și ziceam stai puțin că totuși mai așteptăm. Mai așteptăm și și asta am făcut. Am înțeles. Și a venit uh, hai să ardem au, au trecut tumultoși anii, noi, anii 90 foarte interesanți altfel, din toate punctele da. de vedere, adică acum gândind retroactiv, băi am niște amintiri și cum am niște amintiri, dacă mă întreb, mi-aduc aminte și temperatura de culoare a cartierului parc la acea vreme, care e puțin diferită de acum. Mm -hmm. Nu știu dacă s-a schimbat percepția mea sau s-a schimbat lumina cu totul sau amândouă, habar n-am. Dar mi-aduc aminte tot contextul ăsta social și mi-aduc aminte cum erau anii 90 în cartier, cu buticurile alea, cu... Va, ce... A, da, 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 Ce viață, da, da. mica bijnițăreală, m-am am, am ales cu o, da. o poreclă care m-a ținut câțiva ani, prietenii mi spuneau bețivu doar pentru că am întrăznit să beau, mai rămăsese niște știi, ca la petreceri, ce băutură rămăsese prin frigider Uh, era o sticlă de Florentino, de mi-a rămas limba albastră vreo trei zile, de la făcut în cadă de 11 leam am el și da, da, da. să mi miro, bă, dacă n-ai orbit. acolo era da, da, da. la polele blocurilor. La blocurilor. Și apăreau, ții minte, că apăreau, apăreau băieți la părele blocului, care, deci era tocmai în perioada în care... luau uh, Lua având și era foarte, foarte la modă să ai un telefon mobil, dar era ceva care era foarte greu de obținut pe vremea. Și coborau băieții la chioșc din bloc și aveau de-astea wireless -uri telefoane fără, fără, fără fir. Cred că știu ce zici, da. Dar erau telefoane... Uh, erau cu ori restrânsă de... Nu, erau telefoane normale, deci erau telefoane de casă, nu erau mobile, dar cu burocurile de la bloc aveau totuși... Ah, știu, 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 știu. Am avut și eu de la cu antenă. Da, așa, de la cu știi, dar cumva așa ca să arate că... Da, dar trebuia să le până în etajul 3, cred. Da, altfel. Cumva, dar numai gestul comentează, știi? Adică am apărut cu mobilul. Da, da. Da. da, și dresc, cam asta era prin aminte și în 90. Știu că am, am venit odată uh, cu un băiat care tocmai l-am cunoscut pe zborul. Uh, uh, am venit de la Zurich spre București și am cunoscut un uh, uh, elvețian care venea și el se ducea la prietena lui și cumva ne-am am intrat în vorbă pe avion și l-am întrebat, păi, ce faci în noaptea asta? că uh, am aterizat târziu, era așa, spre miezul nopții, țin eu minte. Și băiatul ăsta, Dominica, așa-l cheamă, mi-a zis, zic că, păi, am nimic de făcut. Doar am las bagajele la hotel și după aia, zic, păi, hai să te aduc să la București. Și l-am dus exact la un chioșc în cartier. <laughs> Deci băiatul era uimit, uimit de plăcere și de, de tot. Era așa ceva, că mama niciodată n a mai făcut chestia asta. asta stat de la cheș până dimineața și am două. Știi că, mă rog, o prietenă avea un iubit olandez pe care l-a adus și l-a ținut în cartier vreo lună de zile și el a concluzionat că în piața la Sălăjean, era o speluncă acolo, era cea mai bună omletă pe care a mâncat-o vreodată în viața lui. Ia uite. Da, 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 da. Poftim, Da, da, deci ăsta e genul cumva care mie mi se părea că este exact uh, ceea ce trebuie să arăți unui turist străin. Uh -huh. Și nu altceva, adică asta era ceva specific. Era Ai ce fost vreodată la Cărciuma de pe Ilioara adio mamă cu lăutari? Era una 90. Pe ilioară, pe, chiar în Ilioara, nu prea am fost. Uh -huh. Deci în zona... E unde? Pe străduță, nu pe bulevard. Pe străduță, pe dar cu -am de șoferi. Fost, Da, 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 n-am fost. Pe Ilioara n-am fost. fost, nu știu de ce. O să mă duc să mă zic. Încă mai scrie da. pe un perete, se da. vede da. că nu s-a șters ca lumea. Da. Adio, mamă, era o cârciumă, o speluncă da. ordinară. Adio, da. mamă, unde mici aveau foarte multă grăsime, iar... Băi, mâncai cea mai proastă ciorbă de burtă. Adică dacă vrei să faci o ciorbă de burtă atât de proastă, n avei cum era verde. Mm. Și l-am întrebat pe patron că el, mă rog, mergeam o gașcă acolo și el ne plăcea pe noi și venea și mai stătea cu noi la masă și zicea, domnule, aici este o speluncă și de -aia este ciorba proastă. Că nu e restaurant mm. de lux că dacă ar fi fost restaurant rus lux, făceam ciorbă bună. Și aveau un taraf cu lăutari care cântau, te trezeai cu ei la masă ca să se facă și suma de bani, dar erau și serile din săptămână în care nu prea era multă lume și la lăutarii care erau angajați acolo mai veneau alții. Și trăgeau cât un gem session de scădea capul de da. Da, la lăutărește pe bune până într-o zi în care a apărut un băiat plin de bani cu o doamnă cu părul până la fund așa și cu o loche scurtă roșie care era un, un așa zis șmecher, cum erau șmecherii în anii 90 avea un sielo alb și o pușcă Mm. Și a slobozit un aer, un, un, un foc în aer, zbu cu, cu, da. cu pipița lui și a fost, zic, ok. Dați-mi să beau. Dați-mi să beau și că nu cred că mai trec pe aici, că aș vrea să trăiesc totuși. Dar știi că există și acum pe străduțe prin București. E una la... în cartier la noi. Mm -hmm, știu? E una la Dristor, dar tot așa pe o străduță, în spate la Mega Image mă rog, ascunsă destul de bine E o dugenă, o gheretă de asta așa care se numește, bine, la este la pierderea demnității. <laughs> a, poți să intri, mi-a dus un prieten acolo, este la pierderea demnității, e o baracă. Trebuie știi? să merg, trebuie, trebuie, trebuie să, să, să merg. Unde vin pe lin cu, nu știu, e, 5 lei carafa. Mai este vraja nopții. Vraja nopții este... Lângă, lângă cimitir, bila, lângă cimitir da, mai bine da, zis. Da. Și vis-a-vis da. -vis de vraja nopții este... Uh, Paralela 25, care --ți o altă soartă. Nu știu, dar -ai e închisă. <laughs> S-a deschis, am văzut-o acum câteva zile, da? Nu da, cred, dar trebuie da, să da, merg, da. Era o petrecere privată, nu știu ce, dar erau acolo oameni cu grătare și cu tot și beau... Deci, la Vraja Noții, acolo, am fost și uh, am băut, cei drepta, cu câțiva ani, jumătate de litru de vin la carafă, plus o apă, a costat -o da, 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 pe astea sunt. Asta sunt prețurile. Și acolo sunt oameni care acolo trăiesc. <laughs> mai, mai, există o cărciumă pe Ilioara, uh, nu are un nume, dar toată lumea îi spune la spânzuratul, pentru că tatăl patronul s-a spânzurat acolo, mm -hmm. dar nimeni nu vorbește de funie în cărciumă, mă înțelegi? Da, da Și respect. tot așa, niște mici foarte buni și 3,50 lei berea. Ok, astea-s care îmi plac și cumva de-asta mi-e și... Și am să-ți mai spun o chestie. E, e, se întâmpla în momentul în care... A, plus mai avem Cârciuma alegru, adică astea cu conotația da, da, muzicală, da, da, da. în fine. S-a întâmplat odată să plec din Sălăjean într-o zi de vară, pe la ora 3 după amiaza, să o iau spre Oșan. În partea altă voiam să-mi iau niște tutun. Și am luat-o pe jos, ca da, să mai fac și o mișcare. E cald afară, e frumos. Și am văzut, nu se deschisese încă la ora aia vraja nopții, dar bețivii locului, oameni peste 60 de ani, stăteau în față pe trotuar, cu berea de zici că e grenadă cu fragmentație, știi, cancer la pet, cum mi se spune, da, 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 da. și se certau, făceau o zarvă incredibilă. Erau pe scandal. Și am trecut printre ei, băi, se certau când am ajuns între ei, jur, se certau pe plecarea lui Miculescu de la Iris. Da. Zis, Băi, mă, no, mă unde sunt, no. sunt, mă, și ce e aici? <laughs> și uite cum funcționează lucrurile. Bun, au venit anii 90, anii 2000 și a apărut primul disc cu Partizan. Am să spun, vreau să spun o chestie despre Partizan. Uh, îmi plac foarte mult câteva trupe românești, dar majoritatea au uh, un sound pe care l-am mai auzit și la alte trupe de afară. Ba, sună bine, dar sună a aia. Sună bine, dar sună aia. Sună bine, dar sună a, -a, sună a genul ăla. La Partizan n-am auzit asta. Cred că este unul din motivele pentru care îmi place foarte mult. Este reconoștibil în momentul de... Este... Nu e o comparație stupidă. Este ca la Metallica. Bă, când îți băgă cineva o piesă Metallica, îți place, nu-ți place, ai recunoscut. Pentru că tobele sună într-un fel, da. pentru că chitara sună într-un fel și, mă rog, mai sunt câteva în genos. Partizan are această particularitate. Da. Uh, deci nu sună ca Scorpions. Uh, uh. Încă nu. <laughs> da. Poate nu-i le piesă. <laughs> da. Da, da. Da, aici este ceva cumva felul în care... Adică se vede că a fost multă muncă în studiu. Da, da, da. Și porboc e felul în care te l-aș dus de ceea ce te poartă, știi? De... Asta e fenomenul creativ, că tu pornești și nu știi unde ajungi niciodată. Adică tu crezi că știi că ajungi undeva, dar niciodată nu mi s-a întâmplat asta. Am pornit și am zis că o iau încolo și m-am dus în altă parte. Așa a fost și cu Partizan. Adică, cred că particularitatea este că... Au fost îmbinate elemente de rock cu elemente de manea pe vremea Și astea sunt pregnante și în producție. Numai că ele sunt, au fost doar luată seva de manea. Deci, a fost seva de manea după care au apărut elemente electronice care sugerau maneaua. Deci nu, nu mai sună manea, dar amintea cum vă Avea mirosul ăla de manea puțin tălașa. Știi? Și cred că asta cel puțin la început a definit uh, sound după Partizan. Acum s-a mai schimbat, am trecut chiar și la albumul 2, dar am cumva am părăsit zona ușor. Și asta s-a întâmplat chiar după un an. A apărut albumul 2 București. București care e un album care mie mi îmi place foarte mult. Album, eu am tot spus asta, nu știu dacă ți-a ajuns și ție la urechi. Albumul București este vinovat uh, de filmul Balta Albă, mm. pentru că mie atunci mi-a venit ideea ascultându-l într-o zi. Da. Da. Pur și simplu. Și cumva am găsit și... Uh, 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 mi-am găsit locul, adică mi-am găsit locul, mi-am găsit despre, ceea ce, despre, ce, să cânt, adică când despre locurile unde am crescut, locurile unde uh, am amintiri, nostalgii și tot, uh, și ele apar în piese, da? Sălăjean, Iore, Policlinica Titan, deci sunt chestii... Cofetăria la Policlinica de Titan. Despre care, în mod normal, nu prea cânt. Android, Leontin. Da. Așa și felul în care sunt prezentate, iar mi se pare. Deci asta mi s-a părut fantastic. că Elementele sunt luate, le recunoști din cartier, numai că ele sunt duse la un nivel... Uh, fantasmagoric. Da? Adică Android Leontin este cumva uh, de inspirație uh, Terminator. Da? Uh -huh. Terminator își trimitea mama copilul înapoi în timp ca să salveze omenirea. Așa a fost trimis și... Android Leontin, de mama lui, ca să salveze București. Fii atent aici. Uh, odată, hai să uh, mai povestim ca să audă și toată lumea, am mai spus-o la radio, dar vreau, la acest microfon vreau să mai spun o dată. Poveste lui Leontin Sălăjean. Poveste lui Leontin Sălăjean este una fascinantă. Omul a fost general de armată, îl chema Leon Silaghi, era maghiar, da? dar pentru că trebuia să fie bun român, s-a transformat în Leontin Sălăjean. Când și-a ținut Ceaușescu discursul împotriva invaziei sovietice în Praga, Leontin Sălăjean, cred, ocupa funcția de ministru de externe sau ministru mm. apărării, something, și a fost de urgență chemat la Moscova, de unde, s când s-a întors, a mai stat șase luni și a murit de cancer. Că s-a întors și cu un cancer, să nu se întorcă cu un gol. Cam asta yeah. e povestea lui. După care, ai bulevardul în care na, noi ne-am trăit copilăria și mare parte din viața noastră. Unii am stat acolo până la 40 de ani, eu. Uh, și vine la familia pe, pe, prima trupă care cu, băi, pune pe hartă locul ăla, dar l-a pus pe hartă la genul la care știu că am ajuns pe Brașov și pe, pe Biserica Neagră scrisese mm. cineva cu cretă sălăjan, jur. Da, da după care vine partizan care a rafinat așa, dat așa la ironie și cu androidul în timp. Tu poți să-ți imaginezi că cineva peste 200 de ani o să te ducă într-un anticariat, da? Sau pe internet undeva, într-un anticariat virtual, să-i zicem. Și o să vrea să știe ceva despre zona asta și despre perioada asta și o să dea peste discurile astea? Da, Selejan e bine reprezentat. La, fa la familia, dacă nu mă înșel, ei cântau despre zona de Selejan de la intersecție cu Pantelimon, Limon, nu? Uh, nu? Nu. Nu, nu, era, nu, nu, era, era Selejan de aici și stătea da, două da, blocuri da. mai în spate. Ah, da, am înțeles, am da. înțeles. Da, acolo nu era chiar Selejan, era Să Selejan. Da, da, mai da, era da, un ei băgat. Da, 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 da. Da, era altă, e, asta da. a fost când a venit. Uh, când a venit timpul să cântăm despre Sălăjean. Când ne-am simțit, când, i-a venit, când a ajuns de maturi ca să cântăm despre Sălăjean, noi nu știam cine a fost Sălăjean. Da, nu-i puțin lucru nu să cântăm. Dar așa. după ce am cântat așa vreo două, trei melodii cu Sălăjean, am început să ne întrebăm, dar oare cine a fost Sălăjean? Și am citit ceea ce ai spus tu. Dar el este prezentat în continuare în, ca un personaj de bază, da? Deci în melodia Sălăjean, Sălăjean, el este prezentat ca un uh, personaj mitologic. El este jumate stradă, jumate bărbat. Da? Living in the wild yeah. <laughs> da, da, Asta mi da, s-a părut. Da, da, da. 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 Sau cum era, nu ți-ai dat seama că pe la spate te-au lăcrat ochii Deci nu vrei să știi ce frustrare am când mai vin la o cântare cu partizani și nu cântăți piesa aia, dar nu zic nimic. Dacă să, să cântăm, <laughs> sunt uh, multe de cântări. Sunt <laughs> multe trebuie Să apară altele, da? Apar altele și... Uh, vor fi și ele de influență specifică. Piese noi. Piese noi, da. Piese noi. Acum tot mai am cântat, am fost la Gherila și am cântat în premieră melodia Omul care a uitat limba română fără să părăsească țara. Așa se numește. Să știi că e o treabă pe care o tot constat. Dacă mergi pe stradă și vine cineva și te întreabă cât e ceasul, nu mai ai treabă. Bună ziua, n-am ceas la mine, nu vă spuneți puteți să-mi spuneți mie câte ceasul sau cum Dumnezeu să ajunge pe stradă. Băi, nu, vine așa. Câte ceas? De deci și mie, mm -hmm. nu știu ce. Tu te ce speri? Bă, unde a apărut ăsta? Da. M-a întrebat unul într-o dimineață, câte ceasul? O jumate, că era dimineața. Dimineața? Da. da, deci sunt tot Da, și, dar și limba română e, e limba limbă complicată. Nu, nu, dar aici este, iar e vorba de un personaj care E o raritate, adică e un om care nu e din cei care au, au părăsit țara și au uitat limba română pentru că au trăit mai mult în altă parte sau mai puțin și pur și simplu n-au mai vorbit limba română. Este un om care nu a părăsit țara și se întâmplă ceva care este ceva foarte ciudat. Uită din ce în ce mai mult limba română, până când nu mai poate să spună niciun cuvânt. Asta era. asta o găsești în, în 1984 al Orwell. Acolo se vorbește, cred, prima oară în literatură despre Uh, era un personaj în carte care gândise un sistem de cumva eficientizarea timpului uh, și să te exprimi cât mai concis, uh, ne folosind nuanțe, dar să nu aibă echivoc. Și uh, da. plus că uite-te cum lumea se exprimă în emoticoane. Să, deci, în limbajul se este, și în Omul ăsta. ăsta este... Uh supus involuntar asupra acestui proces de uitare a limbii și devine din ce în ce mai frustrat și ajunge să ajunge la stadiul primar, stadiul incipient de foneme și onomatopee. Deci nu mai, nu mai e limbă. Și asta cumva m-a inspirat, întotdeauna m-a fascinat cei care lucrează pe schiere la blocuri. Întotdeauna când tu sunt ca o grupare de gimnastică artistică, știi, vezi pe toți care dau E o adesea vezi o găleată plină cu var sau cu ceva, cu ce trebuie să dea, care pornește de la parter până la etajul 10. Și când vezi toată coloana asta de oameni, la fiecare etaj pe schelă este câte un muncitor cu cască galbenă și îmbrăcat în albastru, să zicem. Mm -hmm. da? sau, e, când vezi tot uh, completul ăsta, îți amintește cumva de o figură de gimnastică artistică, știi? care plimbă o găleată de jos în sus și ca să semnalizeze că vine găleata, băi, ce bă? Bă! E! Cam așa se aude, ăsta e dialogul, deci nu mai sunt cuvinte, sunt strigături. S-ar putea să fie și un cod de. Da, dar cred că un cod al lor, totuși. Probabil, Dar Ca și. Cum ziceam? Mie mi-a plăcut, jur că îmi place inutilitatea muncitorului de șantier sau a șoferului care claxonează sau fluieră după gaj. Bă, ce curai! Asta e ce nu știu da, ce, ce. Absolut da, inutil. Deci nu mai auzi, cumva tot din cartier am luat... Uh, m da? De fiecare dată când merg la sală, trec pe lângă blocul unde se lucrează, da? Și acolo văd chestiile astea și sunt mereu fascinat de uh, comunicare, felul în care se comunică. Pur și simplu nu mai Măi, Mai cartierul nostru. Cipură, cipurituri, cipurituri, cipurituri. Cartierul nostru, trebuie să recunoști, este, dacă ai ochi să te uiți, odată că este într-un oraș, într-un oraș, dar este o eternă sursă de inspirație. Să știi că sectorul 4 ne-a depășit la numărul de borduri. Noi avem, cum de la tine am auzit, mamă, fică. Bordura mamă, Bordura da. mamă, bordura fică, <laughs> adică dublă. Am. Ăștia au patru. Da, 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 da. Adică. A... Toată patru patru generații de, -a de borduri. Atunci când am vorbit noi despre asta, încă nu a apărut, dar au apărut bordurile mantinelă, zic eu, știi? Sunt ca la hockey, sunt atât de înalte, că nu poți să dai cu pucul peste. Uh -huh. Sunt la dristor, au pus una, deci este o bordură care este până aici. Atât. Deci, clar, nicio șansă să urce mașina pe trotuar. Revenim la Partizan a schimbat formula? Băi ce gagică v-ați luat? Laura, o cheamă, Laura, Braț, uh. da, da. Ce Suntem voce? Ce... Da. ce... da, 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 da. da. Suntem plus București, că, de. plus că, cred că în toată istoria rock and roll de pe planetă este unul din puținele cazuri în care un vocalist este înlocuit, da, că așa fă să fie, de o vocalistă nu sunt multe cazuri în acest sens. Da, deci, adică, Partizan este zona de experiment. Noi experimentăm mm -hmm. foarte mult, din totdeauna ne-a plăcut asta, așa că putem să experimentăm cu absolut orice. Inclusiv cu componența trupei, să vedem. De ce nu? Am înțeles. Da. Și cum e? Păi, cum să fie? Deja cântăm de vreun, cred că e aproape un an de zile de când mm -hmm. cântăm împreună. E, e bine, adică mie îmi place, are atitudinea care trebuie, are... Ai văzut? Am văzut, da. am văzut, Da. da. E, cred că dă bine în, în, în familia Partizan. Suntem bucuroși. Și urmează piesa noi. Da, 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 la asta lucrăm, la asta lucrăm acum. Și suntem, iar suntem bucuroși că e, e material destul care deja îl simt că se duce într-o direcție bună. Să știi că e o chestie că aici o să ne certăm un pic. Uh. Încep și eu, așa, pe măsură ce înaintez în vârstă, odată cu etatea, am un, un tip de simț al istoriei bătrâne. Dacă tot sunt aici și fac niște chestii, ceva, ceva pot să rămână. Sunt două albume cu Partizan. Formă de CD, apro și vinilul, nu? Da. Ok? Ce bine. Mm. Uh... Știu că am avut discuția asta cu tine și ai zis: "Bă, nu mai vreau să scot album. Vreau să scot doar piese, Dumnezeu știe cum." Mie mi-e dor și am nostalgia bă, momentului în care voi pot să spun că mi-a plăcut piesa 3 de pe fața B. Știi, am nostalgia da, asta. Da, 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 da. Da, da, tu tu nu mai vrei. Nu deci nu e vorba de nostalgie. cumva evoluția lucrurilor a dus cumva la Uh, un fel de reacție din partea mea. Adică, uh, deja toate uh, evenimentele au nume. Lansare de video, lansare de album, uh, comemorare, parastas, mă știu eu ce, la 15 ani de când s-a înființat, uh, chestii de astea, știi? Care, pentru mine, sunt numai uh, sunt chestii gole. Sălniță de marketing, Ch da. Chestii goale, nu reprezintă nimic, adică lansezi un video. Ce înseamnă asta că lansezi un video? Oprești concertul și proiectezi un video. Păi, care e faza? Nu cumva scade de intensitatea totală? De la a fi participant la un concert la a deveni telespectator. video doar îl pui, nu-l lansezi. Lumea care este interesată de ceva te urmărește. Așa este. Eu merg mai mult pe ideea asta de organic decât de. Bă, lansezi ceva. Și. Nu ți-o spun doar așa. Dau peste tine. Și pe Facebook, și la aia, și cu afișe, și cu tot. lansezi video. Acum Mișto. că și ai bă, aceste aceste ustensile de marketing la îndemână și aproape gratis. Adică... Da, adică doar îl pui ce mai zici, lansezi. A apărut nou video și atât. Și gata, atât. Îl pui pe... Ai și unde să-l pui. Ți-l pui singur cu mânuța ta, da? Pe Facebook, pe YouTube, pe astea. Eu mă gândeam că dacă zici că s-a strâns atât material care abia așteaptă să ia o formă, da? Da, da, da. Frumos ar fi. Era importantă și ordinea pe disc. Era... Da, cumva. Era importantă ordinea pe disc. Da, bineînțeles. Astea sunt cumva vremuri pe care le-am trăit și sunt partea nostalgică, care și mie îmi place. Deci, dacă mă întorc în perioada vinilului, îmi amintesc cu mare plăcere când îl scoteam cu mare atenție din. Uh, uh, Ambalaj. țiplă Din plic. Clic. Da. Și luam. Uh, o uh, catifea cu care dădeam praful așa rotund. Am pire de coprioare, a... a... Da, 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 deci da, deci, tot era, toate ustensilele alea erau făcute, aveam și periuță cu care dădeam și catifea deci erau stadii. Da? Prima dată dădeai cu periuța, pe urmă, cu catifeaua, era mai fină, știi. Și pe urmă luai, dis, luai acu de la pică și îl puneai acolo cu atenție. să Deci toate astea sunt foarte mișto, dar uh, Nu știu, vreau să, vreau să fac altfel, deci am ajuns chiar la Mojoc cu ideea să lansez piesele neproduse, adică doar să le cântăm cu ceva, cu jucării. Asta ar fi interesant, dar cumva, adică eu poate aș poate vrea să plătesc, dincolo de, cum îi zice, de, de biletul la concert? Da? Poate da. vreau să am discul ăsta într-o formă, chiar așa nedefinită cum e, să-l să am pe un stick, să-l am, deci să, va, deci va apăra... să am pe ceva, să-l pe Spotify, da, într-o da. ordine. De, deci el va apărea cumva, deci materialul apare cumva constituit. E clar că nu o să fie secret, dar mm. eu vreau să găsesc uh, mijloace alternativă de a-l uh, prezenta. Deci nu-l lansez, uh, nu-l constitui fizic în ceva, ci nici măcar. Deci am zis și de partea de producție că aș mm -hmm. vrea să intervin și acolo cumva. Nu știu, să vedem unde ajungem. Am înțeles. N-ai un deadline pentru asta? Sau Nu ți-ai pus în cap anul ăsta? Sau... Mm, cred că o, să, o anul ăsta în mod sigur, dar o să mm -hmm. fie mult mai repede decât. Adică nu ne-am pus un deadline, dar deja piesele sunt. Avem vreo 7, 8, 9, 10 piese care sunt într-un stadiu avansat. Prea mult nu o să mai dureze. Mm -hmm. Nu okay. pot nu, nu, nu să spun aștept. acum luni, săptămâni sau ceva, dar o să, o să meargă repede. Să repede. vreau să aud piesele astea noi, că trebuie da, să da, fie da. ceva acolo. Păi o să... Mie mi-au mi da. plăcut întotdeauna textele de da, <laughs> da, 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 Din două motive. dată că mi se pare găselnița aia și ironia aia într-un fel. Unul la mână, doi la mână... cel puțin bucurești, da? este despre locul în care... Mă am crescut, am trăit, am da, fost da, educat, da, da. dacă vrei, și așa mai departe. Nu apar de deci asta piesa de care am zis omul care a uitat limba română fără să părăsească țara este una din ele. O alta este deja, se numește Alba de Titan, care este o pisică sacră, care coboară în fiecare an pe Iore și toată lumea vine să își aducă ofranda. Pisica aia și există. O găsim. E alba de titan. Știi unde este? Îți spun eu. Este pe insula câinilor, cum se a, așa, spune. Da, da. Pe, pe fotoliul ăla. Ia. Da, e trimisă, e cineva și a pus-o acolo. da. E trimisă de, da, din constelație. <laughs> din constelație, da. Corect, da. corect. Corec. Da. Uite cum da. se leagă lucrurile. Da, 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 cred că acolo avem. trebuie avem. filmat ceva. Avem, avem, avem. Am <laughs> filmat acolo, la Baltalba, l-am pus pe, pe, pe sculptorul Gheorghe. -am pus pe aia. Bineînțeles da. că ne-am trezit cu, cu, cu miliția peste noi, că acreditare, că nu știu ce. Iar Gheorghe a fost genial și le-a spus, este un proiect studențesc. Eram am toți trecut peste 30 de ani da. bine. Este un proiect studențesc. Da, da, da. Da. <laughs> da. Da. În fine, auzi, în povestea asta cu rock în rolul în care ești, uh, mi se pare că lucrurile au început să stea în felul următor. Am avut în anii 60-70 uh, The White Album. da? Jesus Christ Superstar, ca să avem în anii 90 The Black Album și Anti Cry Superstar, nu-ți se pare cumva că lucrurile au luat într-un sens de constructivist? Ma, nu știu, că, cred că în ziua de azi există atât de multă muzică încât ți-a... Arta nu este să găsești muzică bună, ci să ajungi cumva la ea, că n-ajungi niciodată. Deci descoper, mi-e -mi place foarte mult să descoper, lucrez foarte mult la cercetare. <laughs> da. Și descoper mereu, mereu, mereu trupe care sunt absolut fabulos, fantastic și care mi se zic mamă, deci n-am auzit niciodată de trupa asta. Și sunt trupe care sunt de-asta, mă feresc întotdeauna de mainstream și de tot, pentru că aici este zona, în underground, unde descoperi chestii adevărate și care cumva rezonează cu ceea ce mi-ar plăcea mie să să fac și Automat simt chestia asta. Mainstream-ul, știți, trimite creierul la culcare. Dar aici este ceva mereu care se întâmplă. E ceva mereu care se întâmplă și tu trebuie să-l descoperi. Și aici este arta cumva, să poți să ajungi. Pentru că ei nu vin cum vine Madonna peste tine, că Da, să vă Da, să da. dar să i dar să dar să spun dar călătoriile mele dar care le-am pe vă dar să Atât de multe chestii, deci care sunt în toate direcțiile. Mea. Ar fi cumva păcat să spun că lucrurile vă iau într-o direcție când ele de fapt o iau în zeci de mii de direcții. Ne? Dar fiecare este cu tentaculul lui. Uh, am, știi, omul cu tabieturi, uh, mă scol dimineața, îmi fac cafea, mănânc micul dejun, fumez niște țigări, vine momentul în care ajung la duș. Îmi trebuie întotdeauna un fond sonor pentru asta și am ori niște trash metal care să mă învioreze de dimineață. Sunt încă lene și mi-ar plăcea să alerg ca tine. Da, nu aștept. mai stau nici acolo, da, da, vrei <laughs> <laughs> să faci de mine? Că fumez. Da. În fine... Uh, sau uh, îmi place foarte mult acest nou film al lui Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. l-am văzut de patru ori deja până Și eu la fel. Da. Uh, și îi găsești pe YouTube coloana sonoră. Da, uh, pe care, da. de asemenea, dacă n-am chef de trash metal, pa pun. Dar este, bă, este o bucurie de viață fantastică acolo, pe care, bă, muzica asta pop rock de acum asta, hai să zicem, pe care o mai auzi la radio, băi, nu mai regăsesc, toți sunt triști, angoasați, nu mai are, a, asta mi se pare mie că îmi lipsește acum. Exact de asta te întrebam. Și radiourile care sunt, deci descoperi, le descoper pe, pe net, sunt radiouri care sunt, uite cum aveți voi postul ăsta de radio, mm -hmm. știi, de unde se transmit chestii de, de pe oriunde în lume, cred că acolo, eu acolo mă duc, nu ascult niciodată radio -ul. Asta, FM, tradițional. Mm -hmm. Da, e pentru azi. că acolo găsesc mm -hmm. lucruri care mă... Ușor, ușor ești mă pe... Mă interesează. Tocmai am citit astăzi o știre că din, în ultimii doi ani s-a mutat un procent, nu mai știu exact cât, dar un procent substanțial s-a mutat de pe televiziune pe online. Un mm -hmm. procent substanțial da, de public. Da, da, da. da, da, da. De ce ar trebui să mai convingă și fătucile astea de la marketing ca nu tot ce e cu multă lume la TV. Lucrurile se... Să, lucrurile să, uh, ele merg apropo de direcție. Nu știu niciodată în ce direcție merge. Dar cert este faptul că lucrurile merg într-o direcție în care au ajuns să fie purtate ele spre acolo. Adică ce vreau să spun. Acum nu mulți ani. Cine s-ar fi gândit că există lume care renunță la televizor? Pur și simplu renunță la televizor pentru că nu îi mai este benefic cu nimic. Uh -huh. Da, era de Și sunt imaginează. foarte mulți oameni care nu mai uh, plătesc abonament la televizor. De șase nu mai, mai am ce nu bine. Nu mai vor televizor. De ce? Pentru că nu le aduce nimic bun. E, spune nu cu mult timp în urmă, cum ai fi putut să ghicești direcția asta? Era practic imposibil, pentru că televizorul era cel care îți dădea... Era de asemenea Viața. imposibil să-ți imaginezi, da, că eu îți scriu ție pe messenger-ul care oricare și îți telefonul în buzunar da. în momentul 2 tu fiind pe partea cealaltă a planetei. Era da, de da, asemenea da, da. de neconceput. Deci totul s-a schimbat cumva, tehnologia ne-a dus, ne-a creat un alt fel de a comunica, da? Messengerul de exemplu, da? Lumea scrie în telefon, nici nu mai dă telefoane, lumea scrie, știi? Se, uh, Și mesajele sunt într-un anumit fel, uh, sunt prescurtări în continuu. Păi deci, da, sunt prescurtate, nu mai știu ce înseamnă, îți jur. Da, da, deci, știam alea, Da, 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 deci chestia e așa, care, la un moment dat, dacă ești creativ, poți să prescurtezi orice cum vrei tu, că de fapt nu e nicio regulă. <laughs> de ce nu? Și asta mi se pare fascinant, că există oameni, și cum spui și tu, din ce în ce mai mulți oameni care renunță la televizor. Eu mi-am păstrat televizorul pentru un singur uh, uh, motiv, pentru că iubesc filmele și îmi place să văd. Da, filme, da. Știu și dacă mă, am televizor mă, și la ca cinematograf lumea, da. am grijă să văd. Și, și ce cinematografic este Tarantino, Dumnezeu. A, -a. Nu, deci filmul ăsta mi s-a părut superb, Once să a Time in Hollywood. Și ce actorie au, vai de mine, superb. Glumița mea preferată din film este în momentul în care uh, personajul jucat de DiCaprio își taie, își uită replicile și are acea mică criză existențială da, 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 da. în cabină, care este făcută din caturi, pentru că da. și-a o țigară și exact de-aia și-a aprins-o, se vede treaba regizoral, și e făcută din caturi. Da. O, o atât de fină pe care, culmea, n-am sesizat-o la prima vedere. Da, cum l-am văzut. E lupta cu alcoolul. <laughs> plus, plus, să te dai cu Porsche-ul ăla prin Hollywood, doamnelor 60. Dumnezeule, ce poezie. Așa, ai văzut... Uh... De câte ori se urca în mașină, pornea muzica instantaneu uh -huh, uh -huh. și dura muzica, deci tot raidul cu mașina era aproape cât dura melodia, da? Deci asta te bagă iar într-o dimensiune de asta de uh, nu neapărat de cinefil, ci de meloman, deci asculti muzica. Și mai era o chestie, la televizor când se uitau la serial era serial, serialul Menix. Menix, da, da, da. da. Și conservele alea cu care hrănea câinele erau da, da, eticheta da, da, aia da, la Andy Orhol, da, 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 foarte șmecher, făcut în da. detaliu. Adică, știi, un, un prieten spunea că e o chestie de narcisist să ții un spectator la. Tu, regizor, să ții un spectator mai mult de o oră jumate într-o sală de cinema. Băi, la Tarantino. Da, este parcă, scuzabil. Parcă le face intenționat, să stați în aproape 3 ore. 3 ore, da, da 2 ore 40 da, are ceva da, de genul, da. Mortal. Dar nu mi s ar părut ca la pauză. Și scena aia când o, duce pe domnișorica frumoasă în The, The Hippie da, pe acolo. Da. Și pe ea o chema Pussycat și a zis We love pussy, yes we do da, <laughs> da, Și da, cum l-a da. făcut să arate pe Brad Pitt băi. da 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 Și cum crește tensiunea acolo când îl duce la Bruce Dern Care era bătrânul Care cumva suspectai că Toată comunitatea asta de hippie Au făcut ceva ca să ia locul Că era locul lui dar de fapt, mergând acolo și prin crescând tensiunea atât de mult și suspansul și de fapt, ultimul pas era când intră în camera lui Bruce Dern despre care toate spuneau că doarme la ora asta, deși era în mijlocul zilei și era și orb și toate chestiile te duceau cumva într-o direcție în care zicea, bă, ăștia au făcut ceva lui bătrânul ăsta. Și când a intrat în cameră, chiar asta era. Era un bătrân care dormea și era orb. <laughs> deci... Plus Sharon Tate, da? Superbă. Sharon da, Tate care da, sforă da, ea, mă. Deci Da, 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 da. da excelent. Da, da. Și merge la filme cu ea. Ce mai asculti pe acasă? Uh, Sau dacă tu te duci și alergi în parcă, spui căști? Să ai un ritm? Să ai o... uh, nu pun căști din motive... Deci am o problemă. Căștile care sunt in ear îmi ies din ureche uh -huh. și mă enervează, iar căștile care sunt uh, over ears uh, transpir. Deci nu ascult, nu, nu mai ascult muzică când uh -huh. când alerg. Dar altfel ascult când nu alerg. Uh -huh. <laughs> da. În ce da. mai băga nasul? Și ți se pare? Mă, sunt... Uh, uh, știu, sunt uh, chestii de care... Uite, spunem una din trupe care îmi vine acum repede. Se numește Machine Girl. Care este un toboșar și un băiat uh, la voce uh, care cântă în chestii de astea... Uh, în cluburi, maxim 500 de locuri. Într-un am fost și eu anul trecut în Brooklyn. I-am văzut. Mm -hmm. Nu pe ei, dar am, am fost în clubul ăla, care e un club superb. Dar ăștia, Machine Girls, sunt... Să te uiți să-i vezi după aia. Deci e un toboșar care este absolut superb și este un băiat care cântă cu Ableton. E? Da, da, adică, știu, am văzut, am văzut. Am da, văzut niște băieți care cu voce, fac niște tot... performanțe extraordinare. Deci da. sunt absolut fantastici, știi? Mm -hmm. E deci, ceva de mamă, mamă, din rupere adică să dau nume de trupe care le ascult acum, mi se pare așa, că se uită... Da, uit, dacă, dacă ar fi să numești așa, hai să zicem, o, o piesă care îți place mult și bă, care te oftiști că n-ai scris-o tu, care ar fi? A, ah, uh, uh. De genul, bă, bă ce <laughs> asta, ăsta, și lui asta, uite și Asta mă duce cu gândul la uh, un film care se numește The Squid and the Whale, nu știu dacă l-ai văzut. Mm -mm. Uh, cu Jeff Daniels. E o dramă, familie, mă rog, nu intru în subiectul filmului, cert este că unul din copiii lor uh, cânta la chitară și avea un concurs la școală. Uh, și uh, băiatul s-a dus cu chitară, a cântat melodia uh, care revin la ea. După aia a câștigat marele premiu, a ajuns acasă cu marele premiu, care era 100 de dolari. După care, după o săptămână, rectorul universității sună acasă la părinți și spune băiatul dumneavoastră trebuie să returneze 100, 100 de dolari cu care a câștigat primul pentru că el a plagiat. E, ce a cântat băiatul ăsta? Cânta melodia Hey You alu Pink Floyd. Deci direct uh -huh. și l-a întrebat și aici revin la similitudinea de ce mi-a făcut bling în creier. S-a dus tatălui la băiat și l-a întrebat dar ce ți-a venit să cânti? exact melodia lui Pink Floyd și să spui că e a ta. La care răspunsul a fost așa. Și că s-a simțit atât de mult că aș fi putut să o scriu eu, că restul a fost doar o formalitate. <laughs> da, da, bună, bună. Da. E, și revenind, răspuns la întrebarea ta, sunt multe, deci sunt multe piese care chiar zic, zic, bă, cum de n-am scris și eu piesa asta, știi? Mi, mi, mi se întâmplă uneori, știi? Mm -hmm. asta. Adică se simte așa de nu frustrare. Uh, nu, nu frustrare, frustrare. Parcă aș fi scris eu, dar n-am scris eu. Zic, ah. N-am scris eu, dar parcă aș fi scris eu. Uh, da. Am înțeles. Și ce voiam să te mai întreb? Când ai dat-o vreodată de gard pe scenă? Adică cum? Nu știu, ceva, ce n-a ieșit. Pur și simplu n-a ieșit. Uh. Deci aici intervine iar partea, partea creativă, știi? Îmi amintesc că acum, nu mai stau să mă gândesc foarte mult, dar îmi amintesc că un concert care l-am avut acum 2 ani la, în Vama Veche la Barbă Neagră. Deci acolo s-a întâmplat așa. În ziua cântării, mai pe după masă așa, a pornit un viscol și un prăpăd de ploaie Mamă, deci s-a inundat tot, au curs tavane, tot curgea prin tavane, peste tot, în toată vama, care, cum se întâmplă, știi, da, m-am prăjit pe mine acolo. La... Și chestia asta a dus la foarte multe neajunsuri. Și unul din neajunsuri a fost că uh, a venit ora cântării, a venit lumea, s-a umplut uh, și nu mergea instalația de sunet. Omul care avea instalația de sunet se dădea de ceasul morții și punea atâta patos... Și a alergat dintr-un loc în altul și făcea de toate până când a alunecat pe o uh, pată de apă de asta care rămăsese de la ploaie și a dat cu, cu pieptul într-un colț de masă și a căzut în și a zis, băi, fii atent. Sănătatea ta e mai importantă decât cântarea asta. Hai să cântăm fără instalație de sunet în seara asta. Și am cântat fără instalație de sunet, care a dus la o situație fantastică. Adică nu, uh, nu se auzeau decât. Uh, amplificatoarele. Mm -hmm. Atât. Și cumva s-a creat o situație uh, care a dus spre ceva magic. Știi? Adică lumea cumva a înțeles situația asta. Noi am cântat așa, deci nu ne-am dat înapoi. Mm -hmm. Deși îți lipsesc multe. Da, da. Setul. Lipsește tot. Corect. Practic. Dar am cântat așa doar cu amplificatoare și cu tobele și cu tot și a ieșit așa o chestie care, deși am zis Era că... formulat acustică sau electrică? Nu, eram nu electrică, deci eram cu toată văjeala și cu tot. deci de se auzea unor, auzeai chitară, altora auzeai basul, vocile nu se auzeau absolut deloc, mai mergeam pe la mese, deci s-a creat o situație nouă pe care am fructificat-o în felul ăsta. Deci dat în bară, a fost dat în bară pe, din cauza condițiilor tehnice, dar ceea ce am făcut în loc a fost așa o chestie care a dus la ceva unic. trebuie să improvizezi, da. Da, Mm -hmm. Și cumva mi-a plăcut. Deci a fost și dată în bară, dar cumva lumea a plecat bucuroasă de acolo. Și noi ne-am bucurat iarăși că am putut să creăm ceva din el. E, e și un tip de, de, de spiritualitate atunci când se când, când se creează și după o furtună, da asta și în zona aia e, e într-un fel. Lucrurile am, nu știu, treptat am învățat că mereu se întâmplă lucruri pe scenă tehnice sau mai știu eu ce. Cumva să luăm situația și să situația o folosești în favoarea ta. Nu să te sperii cumva că îți lipsește ceva. Nu, nu, nu te panichezi. Sau nu, nici nu, 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 ci cumva mă, mă stimulează creativ. Zic, mamă, ce facem acum? Că nu se mai audea, nu mai merge, aia, nu mai face, ce facem? Ne dăm cu capul de pereț sau facem ceva mișto? Mai de câte ori m-am nimerit și eu prin backstage-uri, că m-am nimerit de vreo câteva, de făcută vor și cu voi. Ui, am avut asta. Cred că aici în România, în backstage, nu mai e prea cu minte. Mă înșel? Față de cei știm noi că... Bine, ce vezi în filme s-ar putea să fie... Puțin exagerat. Se, se prezintă și partea... Dar Dark side, partea, rău, e rău. partea romanțată, știi, adică ce e rău te duce de 10 ori mai rău, știi, mai dement, mai turbat, știi, cu televizoare aruncate pe geam și cu schimbat de sânge și cu tot. Știi? Ceea ce s-a întâmplat, fie vorba S-a întâmplat, știi, dar ce să spun, și aici, în backstage, se întâmplă, nu no, se întâmplă lucruri, nu știu cât de departe. Adică nu să e, să nu e ca să folosești vorba ce se întâmplă în backstage, rămâne backstage. Mă, nu, mă, și bă, chestiile astea da, iar cu filmele, mă gândesc la Rockstar, e un film da, rock, știu. Rockstar, mm -hmm. da, nu știi, da? La care e ăla, cu... da, bine, deci este mm -hmm. așa, e o chestie care pare a fi reală, dar nu e reală, știi? Mm -hmm. Și nevestele merg cu mașina din spate, pentru că ce se întâmplă în autocar, rămâne în autocar, știi? Uh, nu e chiar așa. Nu știu, adică Poate, poate că este așa. Eu n am ajuns în uh, conjunctură. Depinde și de ce fel de conjunctură, ce fel de trupă, ce fel de nebunie, de demență. Probabil că na, noi n-am avut uh, cumva contact cu uh, Pancul atunci când a, când a pornit el, da, cu toate acele prin piele și cu tot cu sânge, cu droguri și cu toate chestiile alea. Știi? Noi am luat doar cumva. Uh, ceea ce vedeam noi, știi? Adică noi, punkul s-a născut în București la Petr da? Acolo se cântau, cântau trupele, au apărut mm -hmm. primele trupe punk, știi? Uh, acele nu, nu erau în piele, acele de siguranță erau puse în tricouri și în astea, deci pielea rămânea intactă, deci nu se mergea cu all the way, știi? În sală se striga sânge, știi? Dar nu curgea din nimeni sânge, știi? Ne Am înțeles. Doar da. de ambalaj. A, așa, da. da, da, da. Pe când ea ia chiar așa erau, știi? Și băgau facele prin piele și tot. De, <gână> sunt abonat la tot soiul de, de publicații de-astea, mai ales pe Instagram, care publică poze din anii 70 cu sit vișă, de sânge, cu una. Mă, da, mă, A, și și formă Hacienda, care era legănul, deja acolo se, era tranzitul de la spre New Wave acolo unde erau, uh, unde s-au lansat New Order după ce, mm -hmm. după după ce... ce a murit uh... Ian Curtis, da. Mm -hmm. Acolo a apărut pentru prima dată New Order și pe urmă erau trupele care erau reprezentative pentru vremea, cum ar fi Happy Monday, de exemplu. Da? Și a venit patronul la un moment dat de la Hacienda, care avea grijă de toate trupele astea și s-au dus la Happy Mondays. Nu este personajul principal din 24 Hour Party, picture, party People? Ba da, ba da, dar care a făcut și casa de discuri Da, 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 exact mm -hmm. uh, Și uh, ăștia au cerut O sumă de bani de la Happy Monday Și asta este real, știi de ce? De adevărat era Și au fost trimiși pe o insulă Să fie creativi și să stea liniștiți Și s-au întors de pe insulă după perioada de creație Și au adus caseta, au băgat-o în casetofon Ăsta patronul a apăsat pe play Și nu se auzea nimic Era ascultat Ascultat nu se auzea nimic La care întreabă, pe păi care-i treaba? că păi nu ne-au ajuns banii. <laughs> și s-au cheltuit toți banii pe droguri. Și s-au întors fără nimic înregistrat. Aia a fost tot. <laughs> uh, am citit un interviu cu Tommy Ayumi de la uh -huh. Black Sabbath care povestea că în anii 70, când altfel mergea industria muzicală, a văzut într-o zi un Ferrari. Și a sunat la casa de discurs și a doua zi dimineața i-a venit și lui Ferrariu. ul ah. deci pur și simplu a doua zi. Și mai povestea despre celebrul album, volumul 4, unde 40% din suma dată de casa de discurs s-a dus pe cocaină. Lucru care e o piesă acolo, Ifex se numește. Bă, nu știu că știi de ce zi. Care erau varză cu creierii și s-au simțit toți nevoia să se dezbrace și au cântat goia și așa a apărut acea piesă. Aici lucrurile nu stau așa, parcă întotdeauna au fost treburi mai cuminți și bine, și banii mult mai puțin. Ca na. Mai, e, adică România nu are acea piață de rock. Cum e, Există, în... deci, există locuri de, de, tradiție, da? deci unde a, de acolo a izvorât rock și rolul, da? uh -huh. În Marea Britanie, în Statele Unite, deci acolo este... Cum să zici, deci Totul este uh, un... Uh, simți filonul, da? Deci simți greutatea și tradiția în tot ce... Deci când mergi pe străzile New Yorkului, toată lumea cântă rock și blues, da? Deci toți cântă, deci toată lumea cântă la metrou, pe stradă, peste tot, toți cântă rock și blues, da? România nu este o țară de tradiție, cu rock de tradiție. România se cântă rock uh, pentru că sunt unii oameni care le place rocul, dar nu are niciun fel de tradiție în rock. Da? România are tradiție în țipurituri, în dansuri folclorice, în alte chestii. Da? Deci e ca și cum îi aduce niște englezi să-ți cânte cu taraful din Clejene, da? Doar are și o imitație ceva. Am ratat primul concert cu Soans care a, fost, a avut loc în control pentru că niște prieteni m-au invitat și cred că n-am vrut să-i refuz și mă rog, și nici nu-mi pare rău. Și m-am dus cu mașina pe autostrada spre mare. Înainte să oprea autostrada la Cernavodă și făcei rondul ăla. Știi ce zic? Mm -hmm. Așa, e, dacă nu-l făceai pe toți și făceai prima la stânga, ajungeai tot la mare, la Negru vodă veche prin Dobrogea Istorică. Un loc foarte frumos, unde mergi mult timp cu Dunărea pe, pe dreapta, mm -hmm. mai dai prioritate la rațe, mai stă o vacă sau o oaie cu cur în stradă. Foarte frumos. E... Și uh, ne-am oprit în al doilea sat că acolo trebuia să ajungem, la uh, rasova se numește. Unde ce să vezi, era uh, vin nu, sâmbătă seară sau vineri seară ceva de genul, și se strânsese lume, cred că mai mult decât la Sons, uh, uh, era un puhoi de lume care stătea pe, pe uh, malul dunării și era. Uh, Cârciuma satului, care era și magazinul sătesc, care se numea la Radu și care avea și un subsol, n-am îndrăznit să intru acolo, de unde, care era club de manele. Mm -hmm. Dar manelele alea se auzeau peste, peste toată Dunărea așa și cum apunea soarele și cu biturile alea pe prima măsură, tum, taca, taca, tum taca, taca, taca. Băi, am avut pentru un moment senzație, bă, asta e muzica locului. Adică aici asta e muzica locului. Că exact. nu poți să forțezi lucrurile. Da, adică trebuie cumva facem lucruri, avem pasiune pentru lucruri, trebuie să cumva să, să fim și conștienți unde suntem plasați noi cu ceea ce facem, uh -huh. da? Adică e clar că lumea vine la timpul 1, da? În continuare. Este mult mai popular decât timpul 2, da?

Deci ajungi să cânți în orașe universitare unde publicul este într-un fel, adică sunt tineri care stau în picioare, dau din cap exact cum trebuie să. Mm -hmm. sau cum te aștepți să fie la un rock concert rock. rock, dar când ajungi prin locuri mai mici, da? care nu au tradiție de rock sau de ceva și nici publicul nu este ceea ce considerăm noi că ar fi rock, adică cei care fac headbangs și stau în picioare. Ia stau pe scaune, știi? Deci nu concep, dacă stă cineva în picioare, zice, bă, stai jos, că nu văd. Stau pe scaune, la mese, aplaudă, deci lor le place, numai că ei se manifestă în alt fel. Știi ce vreau să-mi povestești? Dar trebuie să știu. Cred că un 8 martie ceva... Ați cântat la băicoi. Băi, cum e o să cânți la băicoi? E superb. Deci, iar asta intră în în uh, familia. Adică cât de frumos ar fi, o sugestie pe care o fac tuturor. Partizan, live at Băicoi. E superb, deci la Băicoi există un loc care... ăla este locul, dacă e un loc mic, adică e o localitate mică și ăla este locul, ăla este dășit. Uh -huh. Da? Câți oameni încă? Cred că în cap vreo sută de oameni. A, aproape. E ceva. Da, da, da. Dar este, el are o căldură, este condus de o familie, da, ei sunt patroni și te primesc într-un fel, ei îți gătesc, au grijă să-ți să fie bine. Lumea are o căldură aparte, știi. Sunt foarte atenți cu tine, a doua zi vin și țin morții să vii să iei micul dejun pentru că ei pregătesc micul dejun pentru tine. Și, mă rog, partea artistică și tot, ei sunt foarte bucuroși, adică se simte o bucurie. Că ei sunt acolo și se uită la tine și pentru mine asta spune foarte mult. Adică mă bucur să cânt așa. Și deci... mm -hmm. a venit lumea. Da, sigur că da. Îmi amintesc o cântare mai, mai, mai de demult. La Tulce, am ajuns într-un club care arăta așa ca un fel de ranch. Era ceva mare de tot, dar era la marginea Tulcei. Și era condus, era patron un băiat care tocmai se mutase înapoi în Tulcea, care a trăit în Norvegia. Și el și-a deschis, avea și el pasiunea asta, să facă un loc pentru rock. Dar era la marginea știi, și ne întrebam zic, bă, oare ce fel de oameni o să vină în locul ăsta? Și uh, îmi amintesc că aveam uh, Cristi, care era managerul nostru pe vremea, care era un băiat înalt, așa bine făcut, uh, și le explica la oameni, oamenii veneau și întrebau ce este în seara asta, ce în seara asta. Și a apărut o pereche care, pe care Cristi a văzut că sunt puțin nesiguri pe situație. Și Cristi le sunt, seara asta este concert rock cu partizan. Deci era un cuplu, el și uh -huh. el, la care ăștia tot nu înțelegeau așa. Și Cristi a zis și mai apăsat. În seara asta este concert rock cu partizan. Fata se întoarce la băiat și îi spune Auzi, Gigi, că un concert rock. La care Gigi răspunde Ce are? <laughs> e, oamenii, Distors! Oamenii ăștia au intrat, uh -huh. da? Iar când au plecat de acolo, erau la marginea înlăcrimării de plăcere, pentru că ei nu mai văzut văzuseră niciodată chestia asta. Pentru ei i-am văzut, i-am simțit. A fost pentru prima dată când au luat, când au asistat la așa ceva și le-a plăcut. Deci a fost o seară câștigată și niște oameni la care ai venit cu ceva care ei nu au mai trăit. Și că am mai auzit povești de astea. Cred că și de la Iris mi-au povestit la fel. Oameni prin tot soiul de orașe din țară care era pentru prima oară când participa la un concert rock și oameni trecuți peste 40 de ani, știi? Care nu au fost neapărat de pasiunea asta și au fost izbiți în molele capului, bă, de ce de toată energia aia și tot ce se întâmplă pe scenă. Locurile astea și... sunt majoritatea în țară. Deci, în țară nu există multe lucruri de cântat în concepția rock, adică ce prezint și ce te aștept să fie, da? Adică oamenii care... Dar bănuiesc că lucrurile sunt previzibile la Cluj, la Iași, Constanța... Cam atât. Cam atât. Nu, Constanța... Mai La Constanța... E public mișto la Constanța, dar este... Locul unde se cântă este cu scaune. Cu fotolii cu astea știi? Deci... Dar nu spun că e mișto. E mișto locul, dar... Locurile, deci locurile astea le numeri pe degetele de la o mână în țară. Ai București, Cluj, Iași. Și festivaluri. Festivalurile sunt altceva. Eu vorbesc de, A, de locurile de, de, locurile locurile de cântat, de uh -huh. unde pleci în turneu. Da. Și restul sunt de astea. Adică Ele sunt locurile. Înțeles. Um, ce urmează la vară? Veți ceva, știți, cu dată? Păi, deocamdată nu, că deocamdată. Mamă veche. Deocam, deocamdată suntem uh, focusați pe partea creativă. Nu ne-am făcut program cu ce urmează. Mai cântăm cât un concert pe aici, pe acolo, dar ce este cel mai important acum este partea de creație, să facem piesele. Gata. Uh -huh. Asta presupune studiu? Păi, nu presupune studio. Prima dată avem. Uh, deci, oricum. Și partea cu studio este pentru mine cum am lucrat la albumul ăsta la vinil. N-am mai lucrat în studiu, am tras tracurile unde le-am înregistrat, că avem tot ce mm -hmm. ne trebuie ca să tragem tracurile, instrumentele, și le-am trimis în München. La... Masterizat. Și l-am mixat și l-am masterizat. Mm -hmm. Și, deci, nu, partea cu studiu o sărim partea de studiu este după ce tragem, dar ce tragem noi instrumentele, le tragem noi. Știu că a fost ceva povești da. neplăcute cu vinilurile, dacă vreau un vinil astăzi, îl mai găsesc? Nu, nu, și cu vinilul a fost, e o poveste în care mi și Mie, cred că mi-a foarte multă energie să intru, pentru că sunt atât de multe inexactități și ne-a pus în așa de într-o poziție atât de ciudată, da? Adică să apărăm să, la lansare de vinil cum se numește aia? Soldat mm -hmm. Sold out la control și noi n-aveam vinilul. Da, românește. Da, a fost o chestie care, da, îmi amintesc cu maximă neplăcere de. Nu înțelsesc. Da. nu se mai găsește dacă. Uh, nu, nu, asta a fost o raritate ceea ce uh, și a dorit să fie, să fie ceva. Am înțeles. Deci, deci a pus... dar vreau să o prezentăm într-un fel pozitiv, nu într-un fel negativ. Deci dacă cineva are vinil acum cu, cu, cu Partizan, poți să-l vândă la foarte mulți bani. Îl găsești la târguri. Eu, eu am unul. Partizan. Da, am unul singur. Nu e semnat? E semnat e de, un, de un prieten. <laughs> da. da, ok. Am dat în pasiunea cu vinilurile. Bă, mă, costisitoare da. pasiune, jur. Da, da, adică, da, da, unde da. erau sub 10 dolari, acum sub 20 ceva nu mai găsești nimic. Dar am da. apărut și magazine de viniluri. Magazine magazine. Te duci în ziua, da. spate la muzica, domne, ce plăcere am să... E super. Mă duc acolo, stau da, să da, caut. Ca la librărie, E, e, librăria, da? e da, super. Da. Să mă rău da, de bani da. la pușculiță. Da. Cum e vorba? Da, aia. Că, de, exact de asta am intrat în pasiunea asta. Da, eu am prieteni care pleacă prin locuri. prin prin Europa și. și Fimea are 14 ani s-a transformat Europa. în panchistă, și știi când se spune vrei să-ți copilul de parte de droguri, pagă-i pasiunea cu vinilurile ca să ne aibă bandă prostii. <rătă -i> da. <rătă -i> și atunci da, am strâns. ca să-ți văd 40 de viniluri de ceva vreme, da? da foarte super. interesant. Da, și tot atât de cal și ăla de, de vinil. Da, mă, nu e clar, are, are stil. Știi? Are, are e, și am văzut e, acum. Vreau să-mi iau. Sunt cred că de la 250 de euro în sus niște amplificatoare de-astea mici de cameră pe lămpi uh -huh, uh -huh. singurul inconvenient dincolo de bani este că lămpile alea au și ele ca PL, de celebru PL-56 dacă mai știi da, da Uh, au termen limitat de funcționare și trebuie de... să ai întotdeauna lămpi de, de schimb și nu știu unde să găsesc că nu, -a, nu e atât de mare piața. Eu mi-am schimbat aici. de curând lămpile la amplificator și spun că am trecut prin procesul ăsta de căutare. Lămpile bănuiesc că sunt lămpi diferite dar nu contează. Eu vorbesc de producători cine mai produce uh -huh. lămpi. Le-am găsit undeva online în Statele Unite, dar toți producătorii sunt din Europa de Est, și anume Rusia, Slovacia, Cehia. Cam ăștia sunt. Aia care erau pe vremuri, ei au rămas. Pentru că este un... Este foarte costisitor, nu mai poți să îți permiți luxul de a ține un magazin de lămpi. Da, amplificatorul tău de chitară este tot pe lămpi? Da, da, da. Mă, da. Mamă, sună șmecher. Păi da, 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 da. Am un uh, Fender... Uh, Tocmai asta vezi. Da, uh, da, Twin mm -hmm. Reverb. Și uh, ele pe lămpi și lămpile se duc. Mm -hmm. Le-am schimbat acum. Ah. Și ăștia sunt, deci, producătorii, sunt uh, cei care au fost... Șaturi. Și cum faci? Îi cauți pe net, comanzi de la ei sau există vreun importator în România? Eu i-am comandat din Statele Unite și... Uh, au ajuns la un prieten care stă acolo și a venit uh, cu lămpile, că ele nu, nu iau foarte mult spațiu. Înțeleg. Da, da dar, dar nu, nu poate să se întâmple cu o constantă, știi? De nu, atunci. a fost doar. Nu, nu schimb lămpile în fiecare zi. Știi? Deci e o chestie care se întâmplă rar. Probabil că data viitoare o să le iau din altă parte. Dar uh, eu nu știam nimic despre piața asta de lămpi și am descoperit-o căutând lămpi pentru că aveam nevoie de ele. Și ei sunt cei care erau de atunci. Da? Uh -huh. Nu s-au schimbat. Am adică ei au tradiție și ei cumva își permit, într-un fel, să țină o linie de producție de lămpi. Da, și diferența de sunet este atât de... Bă, este da, normal, normal. Tot o altă treabă. Sigur că, da, bineînțeles. Eu am avut surpriza cu fimea. Uh, ea știa foarte bine Painted Black al Rolling Stones. Nu. Și avem un vinil rusesc, celebrele viniluri rusești, cu această piesă pe vinil. Și în momentul în care a ascultat-o pe vinil, zice mă, abia acum dau seama de, de diferența de sunet despre care vorbei și de da, căldura. Da, așa. Da. Și încă n-am -am, ascultat-o pe un amplificator cu lăm, dar știu ce înseamnă și da. cumva mă, gândește, mă bate gândul să-mi cumpăr unul într-o zi. Da da. da, da, ea are un sunet diferit. Da, și vinirile sunt ceva care e consistent. După care, nu știu, și evoluția... Materialului de ascultare a fost puțin ciudată, știi? Deci a fost prima dată vinilul, după care a apărut magnetofonul, după care a. Deci magnetofonul era și el cumva într-o chestie în care puteai să o personalizezi, știi? Îți spuneai, primii disjocii pe magnetofone își puneau hârtiuțe pe bandă ca să știi unde vine piesa următoare și tot, știi? Uh -huh. Da, e o celebră filmare pe YouTube cu un DJ care am înțeles că și acum are același mecherie. Mai cântă pe la Petrice, mixat de pe viniluri și magnetofon. Și, da, era. Da, 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 și, da. și mai vorbea și la microfon, la, la disc-orin da, costinești. Deci mi s-a părut... Bă, și mergem mai departe pe... Ultimele ale generației analog. Iată. Da. Mergem mai departe pe... în... evoluția aparatului de ascultat, a apărut pe urmă casetofonul. Care nu... Deja casetofonul nu mai era o chestie care suna atât de mișto și nu mai era așa o chestie care puteai să o personalizezi, dar ce se făcea cu casetofonul ca să se audă mai bine erau niște băieți care îi modificau turația. Știi că cu cât era turația mai mare, cu atât era calitatea. Și îi modificau turația la casetofon și se aduzea foarte repede, dar cumva nu mai era la fel de mișto ca magnetofonul. Dar am văzut cu toate astea când am fost în una din Dăți în München, există un bar unde este un DJ care are numai casete. Totul se întâmplă numai pe casetofon. Ce mm, mi se pare da. Și nu s-au demagnetizat, că asta e o problemă. E, clar că mm -hmm. se, deci asta trage cu sine problemele ei, demagnetizarea. După care asta cu cd se vede că ne, a avut ui, nu știu, Aia că a fost treabă când a apărut CD-ul atunci. Da, era, dar e, o, uite o, că a dispărut ce... și CD-ul. A da, da, apar da. chestii din ce în ce mai impersonale cum suntem pe trăirile. Care... Și mai e o treabă. Faptul că exista pe suport fizic muzica, da. viniluri, da. benz de magnetofon, casete, CD-uri a dus la, pe acea vreme, 80-90%, la crearea unor mici comunități, mai mici sau mai mari comunități, și, și la schimburi, știi, care au dus și la um, crearea un, unor prietenii care da, au durat da, pe e, viață, ceea e, ce, băi, nu mi se pare puțin lucru. E, 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 când au apărut pe triurile... Da, asta se schimbă, se schimbă și stilul de viață, pentru că în jurul la toate uh, situațiile astea se naște uh, o comunitate, da? Ele nasc comunități cu erau filateliștii pe vremuri. Se strângeau în cinci mici. Uh -huh, era club uh -huh. de filatelie, se duceau și, și arătau timbrele unul la altul. Deci îi unea. Era ceva care îi unește. Da? Era timbru. Era cercul de filateliști. Acum nu mai. E, a dispărut. Nu mai există. Dar tu, tu erai în cartier. Uh în gașca ălora, dacă aveai nevoie la o cântare de un amplificator, sunai la vecinul de vis-a-vis -vis care știa pe unul care are amplificator? Nu, cu, eu am cântat, am cântat, la tobe și mi-am cumpărat tobe. Deci am cam asta a fost. Nu sunam la nimeni. Mi-am luat tobe și mi-au mi luat ai mei tobe. Deci au avut înțelegere pentru chidurile mele. <laughs> Auzi, da, uite că mi-am auzit aminte. și a venit miliția. Ai cântat în casă da, și -a venit da, 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 miliția. prima cântare a fost în casă. Ce drăguț. Nu <laughs> o <V -am> să <laughs> <rigeam> urile. <laughs> Îți dai seama că a fost tare. Dar da, cum Dumnezeu era să de afară din liceu? Și pe tine și pe Arta. Păi le-a ajuns. Dar ce, ce fac cu sărăți? Mă, deci a fost un proces continuu în care făceam numai chestii tembele, știi? Adică eu cu Artan ne întâlneam ba la Artan acasă, ba la mine acasă și simulam că învățam. Dar noi de fapt nu învățam pentru... nu făceam lecții, noi... Pregăteam niște mici scenete pe care le prezentam elevilor în clasă în pauze. Deci noi făceam chestii în pauze, fel de concursuri, aveam un fel de uh, chestii muzicale care le făceam. Aveam la orgă de lumini, era un băiat, Radu Ionescu, care aprindea și stingea neoanele prin sală. Deci era așa o și... Înțeles, de era o chestie care îi deranja foarte tare și eu cu Artan eram foarte creativi în, în domeniul ăsta. Da. Da. da, și sunt multe acum. Nu? Cred că am povestit în, în Palta Albă. Da, am da, acolo sunt câteva, știu, știu. Da. Știu. da. Și, cu, și cu băuturile care erau rămâneau la petreceri, le găsei pe televizor În televizor, până da. pe să da, da, știu știu. Da, da. <laughs> Ce vremuri. Da, Super. Ah și uh, chiar că am ajuns la băuturi. Ce vinuri ai mai descoperit? Mă, Ma, este un vin moldovenesc care se numește... Uh, uh, da. am, am uitat cum se numește crama. Am uitat cum se numește crama. Celebra cramă aia? Nu, 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 deci nu, 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 este o cramă nouă. Asta se numește individu, vinul. Dar... Individul? Individo. Individo, da, e da. Da. E un vin foarte bun, recomand. E super. Nu da. spun da. Individul, am, am uitat cum se numește cramă, am uitat, nu știu. E rela relativ uh -huh. recent când l-am descoperit. Roșu. E alb, eu nu beau Al. alb, roșu, beau alb, da. Și este și are are, are 14,5. Aha, are da. ceva da. pentru vinul. Da, da, da. E un cupaj o Sauvignon Blanc cu cu nu, nu, nu ți străbezește dinții. Nu, 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 nu e e foarte bun, e foarte, mm. foarte bun, are un buchet superb. Am gust, Să-mi zici data viitoare când ne vedem cum ți s-a părut. Eu tocmai voiam să-ți propun că să, să te prind într-o zi, am cules niște struguri și tata a făcut vinul, dar este roșu-negru. Aha. Păi un pahar pot să beau oricum. Un pahar păi, să da, De ce îl prefer pe ăsta, alb? Nu îl prefer, îmi place și roșu, numai că uneori am niște senzații ciudate, mă, mă simt agitat, nu știu, are asta e influența pe care o are asupra mea. Eu știu exact ce spui mm. și am să spun de ce. Uh, țin, țin la băutură, am dezvoltat, se pare, un soi de rezistență, nu mă mai îmbăt ușor, pur și simplu mă îmbăt ușor. Uh, vinul roșu este singura băutură de unde încep să mă marțag. Mm -hmm. Adică sunt mult mai... Da, Dar eu uneori, știi că nici aici nu există o regulă să spun că dacă beau vin roșu am simptomul ăsta. Câteodată mi se întâmplă așa că, nu, nu știu, mă simt agitat. Mm -hmm. Și nu vreau să fiu agitat. <laughs> mă gândeam că s-ar putea să fie bun pe scenă înainte, dacă bei două pahare altă... Da. Da, n-aș încerca pe scenă. Să vedem. <laughs> Ok, mulțumesc da. că ai venit. Cu plăcere. Mă și mă a, aștept, aștept, așteptăm cu toții toate piesele noi. Eu vreau da, să da, le da, 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 da. Păi o să le auzi cum sunt gata. Sunt, Vor fi auzibile. Mersi mult răzvan. Mersi și eu, a. domnul, și. A, asta e. A, Tu nu fumezi, eu trebuie să refac Băi, necesarul stăt, de nicotină. Da, da, da. Stau <laughs> două ore deja, da. Papa, mai bine.